pentru că acolo nu mai ești brandul de aici. Acolo ești tu, omul, fără bani, fără nimic și te bazezi doar pe ajutorul oamenilor, că despre asta este vorba în competiție. E, și tot am încercat, eram un fel de Avril Lavigne și tot am încercat, dar tot nu reușeam să mă, tot eram fetița de la Andrei, făceam lucruri ca tatăl meu să mă valideze. O anumite lucruri din viața personală trebuie trăite în niște time frame-uri și când nu le trăiești, okay, mai târziu sunt un pic așa, lambicate, decalate, știi? Că eu să cer 3.000, 7.000, 10.000 la un concert, ce ofer? Articole din presă, vine ce a scris presa de-a lungul timpului, m-a afectat foarte mult personal, pentru că eu încă nu eram, chiar dacă la final, s-au întâmplat niște lucruri mai puțin plăcute și apoi s-a exagerat mult și presa, așa, când timpul trece, locuiești cu copiii ăia, ca tu să-ți faci o altă relație, un pic mai dificil, pentru că bărbatul respectiv trebuie să te ia cu copii, cu tot, cu mamă, cu bone, cu tot ce ai tu. Ca mamă trebuie să mă gândesc de 7 ori cu cine ies la date sau cu cine continui o relație, pentru că mă proiectez în viitor și zic ce învață fetele mele de la bărbatul respectiv. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Astăzi, alături de mine, este unul dintre exponenții copilăriei, adolescenței, tinereții și prezentului vieții mele și cred că și a viitorului meu, pentru că longevitatea ei în mass media este matusalemică. Doamnelor și domnilor, nu poți să prezinți un astfel de om, pentru că dacă ai spus numele, ai spus tot ce era de precizat. Andreea Bălan, îi mulțumesc foarte mult pentru faptul că a acceptat invitația mea și pentru că este aici. Bună seara! Am făcut frumos? Foarte frumos! Așa mi-a venit, n-am primit nimic. Super frumos! Am făcut eu niște notații aici, adică niște teme de discuții și astea. Mă bucur că sunt aici. Înțeleg, trebuie să le țin minte. Și îmi place de tine că insiști și știi ce vrei. Și nu mai sunat doar o dată, mai multe ori, și atunci am venit. Am zis, nu, trebuie să ajung pentru că îmi place de el. Insistă și obține ceea ce vrea. Acum nu știu dacă e bine sau rău că ai spus chestia asta, că acum îți dai seama, mulți o zic că dacă nu insistă, înseamnă că nu-și dorește cu adevărat, eu să-i zic prima dată că nu vin. Însemnă mulțumirii faptului că ai venit. Avem un buchet de flori. Frumos. O dată. Roz așa frumos. Mulțumesc. Și te pup acum? După. Gata. Suntem ca și pupați cum ar așa veni. Și aici, unde vrei tu? Așa. Așa. Și ce mai pentru faptul că dacă tot o ardem pe sinceritate, putem spune că e ora 1. De prânz, da, nu de noapte, cum se obișnuiește la acest podcast. Și atunci nu putem să bem vin. Și mi-l dai sacoșă. Că nu suntem chiar așa, nici măcar eu nu sunt așa bețiv. Și vi-l dau în sacoșă pentru acasă, frumos, de la prietenii noștri de la Happy Wines, niște oameni pe care am cunoscut pe Instagram și care mi-au plăcut foarte mult. Tot roz, ce drăguț. E roze. Așa. Un lafaj e foarte bun, adică nu dai greș cu ăsta niciodată. Poți să-l bei și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie, și în august. E vinul perfect. Mulțumesc frumos. M-ai primit frumos. Ce faci tu, Andreea, în aceste etape ale vieții tale din acest moment? Fac multe, ca de obicei. Sunt așa tot timpul la foc continuu. Doar în vacanțe mai relaxez. Am filmări acum la Te Cunosc de Undeva. Filmăm sezonul 18. După 11 ani. Este cea mai longevă emisiune de divertisment. Este fascinant cum am rezistat atât. Urmează să lansez piese noi. Merg în studio. Am concerte. Mă ocup de vlog în fiecare luni. La ora 9. Am un vlog. Ce să mai zic? Fac multe. Tot felul de TikTok, de Instagram, de Facebook, de toate. Îți dai seama că nu o să putem vorbi foarte multe despre asta. Da, adică nu e dau ceva. Și eu, oamenii mă găsesc oricum pe toate platformele. Că nu putem să pedalăm foarte mult pe subiectul America Express. Dar... Da, am fost și în America Express. Cum a fost experiența America Express din ceea ce se poate spune față de alte show-uri pe unde ai mai participat? Pentru că tu cred că ești, dacă nu, ești sigur printre foarte puținele persoane din România care au participat la un astfel de show, dar în străinătate, când ai fost la Dansez în Mexic. Da,
Am fost la 3 ediții Dansez 2 în România și cea din Mexic, acum 16 ani. Da. Și a fost foarte frumos atunci. Atunci mi-am dat seama că pot să, cum să zic, să muți munții din loc, dacă îți dorești, cu adevărat, pentru că eu nu eram dansatoare profesionistă, n-am luat niciodată lecții de dans, totul era nativ, iar acolo am învățat să fac acrobații și trebuia să compensăm că noi nu eram dansatori profesioniști și unele țări au trișat și au trimis dansatori profesioniști în concurs, ca și cum Mihai Petre s-ar fi dus în concurs. Și ca să compensăm a trebuit să facem niște chestii spectaculoase, na, să le luăm ochii și am făcut acele acrobații, iar apoi m-am întors în România, am mai participat la o ediție Dansez și am luat locul întâi, adică prima oară am luat locul 3, apoi medalia de argint în Mexic și apoi locul întâi în România. Și de atunci cariera mea s-a schimbat, am luat-o pe panta ascendentă și am devenit artista care cântă, dansează, schimbă ținute, face spectacol de revistă. Adică a fost un punct revelator și foarte important în cariera mea longevivă. Poate dacă nu aveam această competiție din Mexic și nu dorea mult să fie, să avem un loc pe podium, poate astăzi nu mai eram aici. Astfel eu am reușit să mă diferențiez față de celelalte cântărețe de la noi. O să vorbim despre asta pentru că am și o referință în legătură. Am mai întrebat de America Express și am trecut la... Da, ca să lămurim cu asta cu America Express, că e clar că nu putem să dezbatem mult despre asta, atâta vreme cât show-ul încă nu e în difuzare. Da. Dar pot să-ți spun că... Dar ca experiență și cum ai simțit-o tu? A fost o experiență revelatorie, foarte, foarte interesantă. Ei au insistat mai multe sezoane să merg, doar că eu psihic nu eram pregătită. Mi se părea foarte greu. Doar în acest an am fost pregătită și pentru că am luat-o pe o parte spirituală și o parte de autocunoaștere mult mai profundă și am zis așa, dacă accept și dacă fac față, înseamnă că e ultima treaptă de temelie în transformarea mea. Pentru că acolo nu mai ești brandul de aici. Acolo ești tu, omul, fără bani, fără nimic și te bazezi doar pe ajutorul oamenilor, că despre asta este vorba în competiție. Să te hrănească, să te ducă din loc în loc, să te dea cazare și să trebuie să fii umil. Noi aici, pentru că facem ceea ce facem și avem situația pe care o avem, uităm să mai fim din când în când umili. Și acolo n-ai cum, acolo trebuie să fii humble și să apreciezi și să fii recunoscător pentru ceea ce primești și era ultima mea treaptă în transformare. Te-ai certat cu Andreea? Nu, pentru că noi ne cunoaștem foarte bine și știam că dacă plecăm, mergem cu un scop comun și că trebuie să... Vrem să ajungem cât mai departe. Și o să vedeți că am făcut performanță. Ne putem da seama despre asta pentru faptul că v-ați întors foarte târziu de pe acolo. Da. Când deja unii plecați și erau angrenați prin alte proiecte. Dar a fost foarte, foarte greu pentru că ești obișnuită cu niște condiții acasă. Și acolo sunt alte condiții și în primul rând, de fapt, că ăsta ar fi al doilea rând, în primul rând, dorul de fetițele noastre. Eu n-am stat niciodată departe de fetițele mele atât de mult, am stat poate 7 zile cel mult într-o vacanță, dar aici am stat foarte mult, câteva săptămâni bune și mi-era foarte dor de ele, foarte dor, adică erau serii întregi în care plângeam și s-a întâmplat de câteva ori să doresc să vin acasă, să renunț, adică să ne băgăm la cursa pentru ultima șansă și să venim acasă. Și apoi mă motivam, ne motivam una pe cealaltă și a doua zi o luam de la capăt și parcă se activa ceva din, că sunt o persoană ambițioasă și pur și simplu a doua zi se activa așa ceva și nu mai vroiam să fiu pe ultimul loc, vroiam să fiu din nou pe primul loc și să alergăm, și să facem probele și să fim în primele locuri. Se activa ceva și uite așa am rezistat. E ceea ce mi se pare fascinant în legătură cu tine și cred că sunt foarte puțini oameni pe care îi poți regăsi în exemplul ăsta pe care tu îl reprezinți, e faptul că de fiecare dată când ai avut câte un moment de ăsta mai cheie în cariera ta, ai reușit să te reinventezi, ai reușit să revii în prim plan și chestia asta durează deja de vreo 20 ceva de ani, ceea ce mi se pare absolut fascinant, pentru că au mai existat, de exemplu există artiști care dau evergreen-uri și atunci îi ții minte întotdeauna pentru un anume lucru, dar care pierd prin plan în anumite perioade. Există artiști de ovară, care îi vezi odată într-un mega hype, după care dispar complet, nu mai știi absolut nimic despre ei. Și sunt unii care sunt constant acolo sus și pe aia poți să-i numeri pe câteva degete. E Andra, e Smiley. Delia. Delia și-a avut o perioadă în care a cam dispărut. A avut o perioadă... Da.
în care s-a mai întâmplat chestia asta și pentru ea. Și atunci vreau să fac o mică referință și vă și recomand cu ocazia asta un film pe care l-am văzut eu recent pe Netflix, foarte bun. Se cheamă I Used to be Famous, am fost cândva celebru, și e o poveste, fără să vă dau prea multe spoilere, a unui artist care în urmă cu 20 de ani făcea parte dintr-o formație de stilul Backstreet Boys, din câte mi-am dat eu seama, cam pe la ei făceau referire, regizorii filmului, care după 20 de ani ajunsese să trăiască de azi pe mâine, fără bani, nu-l mai știa nimeni, abia îl mai recunoștea cineva pe stradă. Și, na, și... o să intri depresie și să... Exact. Și atunci pericolul ăsta pentru tine și pentru Andrei Antonescu, în momentul în care ați avut succesul la Uriaș cu Andrei, cu siguranță a existat. Și vreau să te întreb, care crezi tu că a fost punctul carierei tale în care tu te-ai reinventat după Andrei și cum ai reușit să faci față acelei perioade, pentru că mie abia ala mi se pare examenul suprem al brandului Andrei Abălan. Păi uite, exact ce spuneam mai devreme, pentru mine până la Dansez pentru tine a fost oarecum o luptă să mă deslipesc de imaginea Andrei, pentru că Andrei a fost atât de mare și a avut un succes enorm peste noapte, deși ca și perioadă, 3 ani jumate, a fost scurtă, dar 7 albume, 1,5 milioane de albume vândute, declarate, deci cu cele piratate, cine știe câte au fost, sute de concerte, adică am fost huge. E, și e foarte greu să vii cu ceva peste sau să te dezici. Și în anii care au urmat trupe Andrei, toată lumea m-a asociat cu Andrei. Și de aceea a trebuit să mă vopsesc brunetă, să schimb stilul de muzică. Am scos un album pop-rock cu piese care vorbeau despre adolescența mea, despre luptele mele, Așa sunt eu, acel album, compus de Marius Moga. Și erau texte care mă reprezentau și povesteau experiențele mele din perioada Andrei și din liceu, suferințele mele, prima iubire și așa mai departe. E, și tot am încercat, eram un fel de Avril Lavigne, și tot am încercat, dar tot nu reușeam să mă, tot eram fetița de la Andrei, ok, acum m-am mai crescut un pic, dar tot, asta a fost prima treaptă. A doua treaptă, trebuia să arăt că sunt femeie, deja aveam 20 de ani și tot fetița de la Andrei eram văzută. Și afară ce fac? Am luat rețeta de afară. Miley Cyrus, Britney Spears, ce au făcut? Ca să se dezică de imaginea lor de Hannah Montana sau de Mickey Mouse Club, au început să facă piese mai sexy, clipuri mai sexy, să arate că sunt femei, să se prezinte altfel, cu altă atitudine. Și am scos încă un album, Andrei AB, cu piesa aceea, Prinde-mă, foarte sexy, mi-am luat dansatoare, foarte mișto, sexy, așa, și am dansat, am făcut o fel de coreografii. Încă o cărămidă. Dar cea mai importantă treaptă în transformarea mea și în... cum să zic, în formarea identității mele solo, separată de Andrei, a fost Dansez pentru tine. Pentru că acolo am demonstrat că sunt și altceva față de Andrei și că știu să dansez, știu să fac chestii spectaculoase pe scenă, l-am luat pe Petrișor în trupa mea și din punctul acela mi s-a creat această identitate că Andrei Abălan nu este doar fetița de la Andrei, face și concerte spectaculoase pe care nimeni nu le mai făcea până în momentul acela și poate acum Delia, la Sala Palatului, dar rest eu fac muzică, dansuri, costumații, prize, acrobații, dansator, band și de acolo, ăla a fost punctul cel mai important în cariera mea. Și dincolo de părțile astea tehnice, cred că experiența unui show precum Dansez pentru tine, care era și urmărit de... niște oameni extraordinari de mulți, aveam niște cifre istorice emisiunea respectivă. Eu țin minte ediție cu ediție, adică noi aveam 9 ani la prima ediție Dansez pentru tine, mă uitam în fiecare vineri seară, eram acolo la televizor și mă uitam odată în reluare sâmbătă, la prânz, înainte de știri. Drept pentru care categoric era o mega șansă și un mega plus pentru a fi în spotlight, dar în același timp cred că show-urile astea de televiziune au ajutat și ajută în continuare foarte mult, pentru că pun artistul în anumite situații în care el își dovedește calitatea umană. Dar depinde și de tine. Că uite, la Dansez pentru tine, de exemplu, au fost foarte multe cântărețe și au învățat să danseze și multe știu să danseze. Dar nu au vrut să continue pe partea asta, în concerte. Adică
eu consider că a fi artist complet trebuie să și cânți, să și dansezi. Uite, Beyoncé are o voce de înțepenești. Iar fi putut să fie ca Adele și pur și simplu să stea și să nu mai danseze. Dar de ce dansează? Pentru că vrea să fie mai mult decât o cântăreață. Adele e altceva, e pe altă zonă, cântă alte piese. Are o altă aliură, nu o vezi niciodată pe Adele făcând coreografie. Și eu consider că un artist complet înseamnă să cânți și să dansezi. Dar multe soliste nu vor să facă asta. Nu că nu pot. Pentru că necesită muncă în plus. În plus față de a înregistra, de a cânta, de a învăța piesa respectivă, trebuie să mai te duci la sala de dans, să mai faci o coreografie, să o mai și înveți, să ții minte și mișcarea, succesiunea mișcărilor și apoi să le faci pe scenă. Să ai anumită condiție fizică. Să, da, pe lângă repetițiile tale trebuie să mai antrenezi și separat, pentru că altfel nu sunt suficiente. Trebuie să faci sport, să mergi la sală, să alergi, să ai mușchii antrenați, pentru că altfel nu poți să susții toate alea pe scenă. Și asta necesită un efort în plus și multe nu vor să facă. Eu nu crezi că atunci când dansezi pentru tine, oamenii au avut pentru prima dată șansa de a o cunoaște pe Andreea Bălan cu adevărat? Da. Atunci, mai ales fiind 3 ediții Dansez, au văzut partea asta de ambiție și m-au descoperit și ca om, pentru că atunci luptam pentru niște cazuri și eu și Petrișor. Prima oară pentru cazul lui Petrișor și a doua oară pentru un băiețel, Ștefănuț. Și au văzut și partea emoțională, pentru că când ai succes așa peste noapte și nici nu, la vremea respectivă nu exista internet, îți faci doar așa, o imagine de ansamblu despre fetele de la Andrei sau despre cântăreața XY. Nu știi cum e ea ca persoană. Și, într-adevăr, în astfel de show reușești să vezi dincolo de imagine. Ceea ce face online nu astăzi, dacă stăm bine și ne gândim. Te ajută online, da. Exact, iar prezența ta pe online a fost foarte ridicată încă de la începuturile online-ului în România, a rețelor de socializare. MySpace. Da. Bine, pe lângă asta. Am avut și cont pe MySpace, da, și apoi... Instagram, mai întâi Facebook, acum Instagram și de 4 ani fac vlog. Și cred că vlogul m-a ajutat foarte mult să arăt într-adevăr cum sunt. Sunt mai nebunatic așa. Știi că sunt mulți artiști care spun că, domnule, artistul trebuie să rămână artist. Nu e treaba ta să știi ce face artistul la el acasă. Și... Sunt două moduri de a gândi. Da, într-adevăr, dacă rămâi doar pe partea asta de artist, ești intangibil. Și oamenii nu prea se identifică cu tine, pentru că nu știu de unde să te ia, îți iau doar muzica și ok, păstrezi discreția. Dar dacă cobori un pic de pe acel piedestal și arăți că și tu ai vulnerabilități și tu ai greutăți, oamenii te apreciază mai, cred eu, mai mult și se identifică cu tine și cu poveștile tale și poți să devii un exemplu. Că și eu am trecut prin atâtea greutăți și eu spunându-mi greutățile și felul prin care am trecut prin aceste greutăți, oamenii se regăsesc și atunci empatizăm. Eu empatizez cu publicul și publicul cu mine. Care crezi că ar fi fost traseul tău dacă nu ar fi existat momentele respective în care să ai șansa asta a reinventării? Dansez pentru tine, participarea la show-ul din Mexic, faptul că ți-ai dat seama cât de mult contează prezența și mișcarea scenică în timpul concertelor tale, rețelele de socializare mai târziu și așa mai departe. Tot aș fi avut un parcurs bun. Știi de ce? Pentru că eu am crescut cu niște carențe emoționale în copilărie și tot timpul făceam lucruri ca tatăl meu să mă valideze. Și când ai chestia asta în copilărie, mai târziu în viață, faci ca să obții validarea unor oameni sau validarea publicului. Și poate și de aceea eu am reușit de multe ori, pentru că eram dat afară pe ușă și intram pe geam. Și când mi se spunea, nu poți, tu nu cânți, tu nu faci, tu nu dregi, nu ești în stare, a da, nu sunt în stare, muncesc de 10 ori mai mult decât tine și o să fac și mai bine ca tine. Schimb 3 ținute la concertul ăsta, eu schimb 10. Tu dansezi așa, pe eu o să dansezi 10 ori mai bine. A, nu cânt, îmi iau band, cânt live și o să-ți arăt că eu cânt foarte bine. Mă duc și fac canto, intensiv, și cânt, o să rup. E, și chestia asta, ambiția asta, vine dintr-o lipsă. Dintr-o lipsă afectivă pe care o ai în primii ani de viață. Și atunci se formează paternul în subconștientul tău și tu tot timpul vrei să demonstrezi ca să obții de fapt iubire. Iubirea părinților, în prima fază, și mai târziu iubirea publicului. Și cred că, chiar dacă n-aș fi avut aceste puncte, dar și în aceste puncte eu am luptat, tocmai pentru că îmi doream să demonstrez. Dar să zicem că poate nu exista Dansez pentru tine. N-ar fi fost acest format în România. Oricum aș fi vrut să arăt că pot și oricum aș fi căutat validarea și iubirea publicului. Deci, practic, tu funcționezi pe principiul ăsta al motivației negative.
dacă cineva îți spune că nu ești în stare, chestia aia te ambiționează mai mult decât oricând. Da. Să poți să demonstrezi că, ba da, sunt da, în stare. Sunt și în stare. Uite chiar cât de în stare sunt. Da. Dar, așa am funcționat ani de zile, doar că nu este sănătoasă. De ce? Pentru că, despre asta vreau pentru să că la un moment dat puțin. Calci pe tine și intrăm în psihologie, pentru că renunți la tine. Pentru că la un moment dat faci lucruri care, pe care n-ar trebui să le faci. Sau muncești prea mult, te epuizezi, ai burnout, uiți de alte aspecte ale vieții. Chestia asta vine din lipsa de iubire de sine. Când tu vrei validarea cuiva, vrei validarea părinților sau vrei validarea partenerului tău sau vrei validarea publicului, tu de fapt ai o lipsă de iubire de sine din copilărie. Și când tu tot cauți, tot alergi, la un moment dat vei obține lucrurile alea, că faci, le obții. Și când vezi că le-ai obținut, dar tu tot gol ești în interior, înseamnă că trebuie să lucrezi cu tine la interior și să-ți dai seama că oricâtă validare ți-ar da exteriorul, dacă tu nu te iubești pe tine din interior și tu nu ești bine tu în interior, nu contează restul. Și chestia asta am trăit-o la 27-28 de ani, după ce deja făcusem Dansez pentru Tine, după ce aveam o situație ok din toate punctele de vedere, eram și într-o relație stabilă. Deci obținusem validarea publicului, obținusem validarea iubitului, obținusem validarea prietenilor, eram validată, obținusem tot ceea ce îmi doream. E, și tot nefericit eram. Păi ce te nemulțumesc? Te nemulțumește? Eu fac pe prostul, ca să nu se înțeleagă faptul că mi se pare ciudat că se poate întâmpla asta. O trăiesc și eu, deseori. Da. Adică sunt de foarte multe ori conștient de faptul că deși îndeplinesc punctele pe care voiam să le ating, dorești, da, sau mi le doream, tot nu obții fericirea pe care tu credeai că o să obții. Va veni la pachet cu obiective, cu îndeplinirea obiectivelor respective. Dar ce te face să realizezi chestia asta? Adică ce te nemulțumește în momentul ăla? Când ai o familie de care te bucuri, când prietenii tăi te apreciază, când ai atât de mult public care tu nu te apreciază, tu ești problema. Tu nu te apreciezi pe tine, tu nu te iubești pe tine. Și asta vine din subconștient, nu vine din conștient. Tu degeaba la conștient spui, păi am obținut aia, lumea mă iubește, am scos albumul ăla, am făcut asta, iubitul mă iubește. Tu nu te iubești pe tine, tu nu te validezi pe tine. Și atunci tu trebuie să te întorci cumva în copilărie, cu mintea de acum, de adult, și să vezi în copilărie unde și ce s-a întâmplat și ce declicuri ai avut în copilărie și cum ai văzut exteriorul în copilărie și poate cum te-a rănit cineva la un moment dat și să repar cu mintea din prezent trauma din trecut și tu să-ți dai iubirea de care tu aveai nevoie atunci, în trecut. Ok. Și să vindeci traumele de atunci ca apoi tu să poți să fii fericit în prezent. Și că principalul pas ca să poți să rezolvi o problemă e să admiți, să constați și după care să admiți că o ai. Da. Și să-mi dai vina pe ceilalți, pe exterior, că nimeni nu este vinovat pentru ceea ce simți tu. Noi suntem noi, cum să explic, tot este în mintea noastră. Okay. Tu poți să-mi faci mie ceva, poți să-mi spui ceva, dar eu îi dau conotație la ceea ce îmi spui tu. Dacă eu sunt bine cu mine și știu cine sunt și sunt fericită cu mine și mulțumită de mine, tu poți să mă jignești, poți să spui orice, pe mine nu mă atinge. Și atunci eu te privesc cu compasiune. Okay. Și tu vorbești despre tine, nu despre mine. Dar trebuie să ajungi la nivelul ăsta de înțelepciune după ce lucrezi foarte mult cu tine și după ce îți dai seama cine ești și după ce tu îți oferi această dragoste de care aveai nevoie în copilărie. Păi tu cum ai reușit să-ți dai seama de faptul că acele probleme pe care tu le trăiai la 27-28 de ani și aveau origine în copilăria ta? Păi e foarte simplu, tocmai când tu obții tot ceea ce îți dorești, îți faci o listă. Mereu am funcționat pe legea de atracție și mereu mi-am făcut liste. Vreau number one, vreau album, vreau aia, vreau. Și după ce le obții, vreau bani, vreau un apartament, vreau nu știu, le obții. Mm-hmm. Așa, muncește, dai peste cap. Și vezi că toate lucrurile astea tot nu te împlinesc. Cauți în tine apoi. Îți dai seama că, de fapt, fericirea nu este în exterior și nu este în lucrurile pe care le obții în exterior. Și nu, fericirea nu înseamnă să te identifici cu materialul și cu lucrurile pe care le-ai obținut în exterior. Și că fericirea, de fapt, este o stare pe care tu o ai în interior. O ai sau nu o ai. Și este o stare pe care tu ți-o construiești din iubirea de sine și din felul cum tu te apreciezi pe tine. Din păcate, noi venim din
abia acum, nu știu, noi cu copiii noștri putem să lucrăm astfel și să învățăm iubirea de sine. Dar eu vin dintr-o generație în care nu exista acest self-aware, nu exista părinții noștri, nu știau ce aia depresie, nu? Ne trimiteau la țară, la bunici, colo-colo și atunci noi ca și copii, generația mea, da, de 30 de ani, 40 de ani, generația mea are carențe din copilărie sau a avut carențe din copilărie de self-love. Ți nu ți-e teamă, de exemplu, ca acum să nu repeți greșelile? Nu mi-e teamă, pentru că acum noi trăim într-o perioadă în care avem acces la cunoaștere. Noi, pe vremea comunismului, părinții noștri nu aveau acces, nu știam. Poate în America deja începuseră unii autori să scrie cărți, dar noi nu aveam acces. Acum noi știm, noi deschizi pe internetul și găsești tot felul de autori, citești, poți să faci terapie. Acum să mergi la terapie la un psiholog nu mai este rușinos. Na, terapeuții ăștia fac niște facultăți, niște școli, te ajută pe tine să depășești. Acum există life coach, foarte mulți se documentează, iar apoi împărtășesc cunoștințele lor cu tine și te ajută. Deci niciun caz generația de acum, noi, care avem copii, nu o să mai facem ceea ce s-a întâmplat în trecut. Bine, cu siguranță acum suntem, voi adică care copiii aveți noștri, sunteți expuși greșelilor noi. Da, da, care... copiii noștri, da, vor crește poate cu alte probleme, alte carențe, de da, prea multă tehnologie, primești totul de-a gata și nu te mai mulțumește, dar nu cred că vor fi probleme de self-love, cel puțin la mine. Nu cred că vor fi aceleași chestii, dar vor fi altele, într-adevăr, pentru că acum tehnologia este foarte avansată și te ia mințile. Bine, cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că și în direcția asta a psihologilor și a zonei de life coaching, odată cu popularizarea acestui subiect, pentru că de unde era o rușine să spui că mergi la psiholog, acum pare că a devenit o modă să o faci doar pentru, nu știu, a bifa o nouă chestiune care să te ajute să te integrezi social mai bine. Zic, bă, și ăla merge la psiholog, deși ăla e deștept, își dă seama că nu-i tocmai sănătos cu căpuțul sau ceva probleme are. Pe lângă chestia asta, mi se pare că profită de treaba asta foarte mulți oameni care pot deveni impostori foarte ușor în direcția asta. Da, ține de tine să-ți alegi. Asta zic, că de multe ori se vorbesc truisme, adică sunt oameni care îți spun un adevăr care nu are nevoie de niciun fel de demonstrație, dar modalitatea prin care o fac te pot face foarte ușor să cazi în capcana faptului că omul ăla chiar știe să-ți rezolve problemele pe care tu ar trebui să le rezolvi singur cu tine. Nu ți le rezolvă. El doar îți spune din teorie că poate, psihologul la care tu mergi n-a trăit ce ai trăit tu, dar el înțelege în teorie, le spune mecanismele creierului, pentru că creierul este o mașinărie, este ca un computer super avansat. Și noi nu știm să îl folosim. Dar psihologii, făcând școlile pe care le fac, ei îți spun teoretic, ca un inginer care vine și îți repară ție televizorul. Spune, uite, așa și așa. Și atunci tu singur trebuie mai departe să faci conexiunile. Meditația te ajută foarte mult să faci asta. Adică eu acum, de exemplu, nu mai merg la psiholog, pentru că consider că nu mai am nevoie, deoarece îmi găsesc răspunsurile în meditație. Și meditez în fiecare zi și dacă am o nelămurire sau un dubiu, pur și simplu mă relaxez, mă meditez, intru în acel teta, starea aceea teta și îmi caut răspunsurile singură. Ce înseamnă starea teta? Iartă-mă că întreb așa ca un neavizat ale domeniului. Cel mai important este să meditațiile astea să le ai fie seara înainte de culcare sau dimineața când te trezești. Este acea stare între somn și trezire. Și atunci creierul tău este foarte relaxat și intri, te conectezi cu sursa, te conectezi cu universul și atunci obții răspunsurile de care tu ai nevoie. Adică nu poți acum în agitația asta la ora 1 ziua să te așezi să meditezi. Nu funcționează așa. Trebuie să fii într-o stare, o anumită stare de relaxare și să te deconectezi de corpul tău. Și să nu mai fii tu omul de aici, să fii doar spirit, energie. Noi suntem energie și suntem toți conectați la un anumit nivel energetic. Tu clar ești energie, că mi se pare că o ai infinită. Nu știu, ești tu pe feminin și Dorian Popa pe masculin, adică mai energici decât voi doi, nu cred că există nimeni. De mic am fost așa, nu știu. Da, și de-aia nici nu mi-arăt vârsta. Și câteodată pe lângă asta, da. Și câteodată mă port așa copilărește,
Pentru că inocența asta și copilărismele îmi dau așa o vibrație foarte, știu. Tu ai zile în care să n-ai chef să faci nimic? Da. Și ce faci în zilele alea? Că sigur faci ceva și în zilele alea. Nu, stau în casă. Stau în casă și nu fac nimic. Stau în pat. Nu știu, chiar și duminica acum am stat așa și n-am făcut nimic. Dar în fine, am fost două zile și nu am stat. De ce? M-am odihnit. Ah, ok. Am fost și eu puțin. Știi, când nu străiești anumite etape, înțelegi, la vremea respectivă, le treci mai târziu. Din păcate sau din fericire, nu știu care variantă. Și n-am ieșit și eu. Adică la club? Da. Ok. Da. Păi de ce zici că nu le-ai trăit la... Eu am cântat toată viața mea. Ok. N-am ieșit. De exemplu, în liceu, eu n-am stat un weekend acasă. Mm-hmm. Timp de 3 ani, cât a fost perioada Andreea, a fost fix când eu eram clasa 9 și clasa 11. În a 12-a deja eram solo. Și 3 ani de zile eu n-am stat un weekend acasă, plecam vinerea și ne mă întorceam lunea direct la școală. N-a existat distracție, n-a existat onomastică, n-a existat balul bobocilor, n-a existat balul majoratului, n-a existat ziua mea, n-a existat ziua prietenului meu, care atunci n-a existat nimic. N-a existat doar ziua Andreea Antonescu atâta. Nu, nici, da, că eram cu ea, da. Pentru ea ziua exact. Ta. Și țin minte la un moment dat că iubitul meu de atunci din liceu mi-a organizat o petrecere. Cum aveai surpriză? Un iubit dacă tu erai tot timpul plecat? Noroc era la mine în liceu. Ah, okay. Era cu mine în liceu și ne vedeam la liceu. La pauză. Atât. Ok. Da. Deci era prietenul tău, să nu-l numim chiar iubit. Da, prietenul meu din liceu. Da. Okay. Prima iubire. Și mi-a făcut o petrecere surpriză și n-am mai fost surpriză, până la urmă m-a anunțat, eu eram la o emisiune. Și am ajuns la 12 noaptea. Și nu mai era nimeni, era doar el care m-a așteptat la restaurant și toți invitații plecaseră. Înțelegi, ca și exemplu, adică n-am trăit lucrurile la vremea respectivă. Și când nu le trăiești, na, viața personală trebuie, o anumite lucruri din viața personală trebuie trăite la în niște time frame-uri. Și când nu le trăiești, okay, mai târziu sunt un pic așa, lambicate, decalate, știi? Că tot scriu ăștia în presă, Andreea Bălan are noroc în dragoste sau știi. Nu, Andreea Bălan, iertați-mă rău la persoana, eu. Da, da, da. Așa. Nu vreau să cunoaștem, pară. Adică e ok. Nu, nu vreau să par, da. Că eu reușesc să văd, să mă văd pe mine așa, pentru ca să pot să fac business pe care îl fac, reușesc să mă văd din exterior și de aceea. Mm-hmm. Deci ce scriu ăștia în presă? Că are ghinion în că dragoste. Eu am ghinion, da? Așa. Da, dar ei nu înțeleg și n-au de unde să înțeleagă că eu, la vremea respectivă, n-am trăit niște etape. Și ne trăim niște etape, mai târziu le trăiești, uite așa. Okay. Pentru că eu toată viața mea am muncit. N-am știut altceva decât să muncesc. Și atunci eu nu m-am dezvoltat, cum tu mi-ai povestit, că prima ta iubită a fost la 19 ani. Da. 20 de ani. Tot târziu pentru generația mea. Exact, vezi? Și când tu nu trăiești anumite lucruri, mai târziu... Da. Când așa tu te concentrezi doar pe un aspect al vieții tale, pe muncă, muncă și iar muncă, și hai să facem și de aia, și merg și în Mexic și fac și aia, și așa, normal că pe partea cealaltă nu experimentezi, nu capeți experiență, nu te cunoști, nu știi ce vrei, nu știi ce-ți place, nu știi. Pe mine mi se pare că tu și acum ești foarte focusată tot pe chestia asta cu muncă. Da, da, pare așa, dar nu o mai fac cu îndârjire. Ok. Le fac, dar le fac mult mai relaxat. Și la mine a devenit un automatism. Și când ajungi la un anumit nivel de brand, lucrurile devin mult mai ușor de făcut. Adică și acum e simplu. Și responsabilitatea e mult mai mare. Da, dar e simplu. Na, am un contract longeviv cu o televiziune. Am contracte de imagine care curg normal. Am oameni care în jurul meu, care mă ajută sau îmi reamintesc că trebuie să faci aia, trebuie să faci aia altă. Ok. Nu mai e așa cu îndârjire că trebuie să fac ca să am succes. Nu, e succes că deja există sub o formă sau alta. Mm-hmm. Trebuie doar să-l mențin. Și atunci tot e ușor. E că să nu calci în striking, cum s-a spus. Da, să nu faci greșeli majore. Să nu declari vreo tâmpenie, să nu de asta. Și să-ți respecti contractele. Adică dacă promiți că faci ceva, trebuie să faci. Bine, asta indiferent de succes. De da. Și bun, acum, de exemplu, când te duci la club. Te duci, de club. Te duci de curiozitate, că vrei să vezi cum ar fi fost acum 15 ani dacă făceai chestia asta. Sau pur și simplu... Crezi că asta e o etapă din momentul de față? Adică, probabil chiar și dacă ai fi mers la discotecă când era... Când era discoteca? Când era discoteca, poate că și acum mergeai la... Păi eu toată viața mea am cântat cluburi, da? Mm-hmm. Mai ales în primii ani, în discoteci. Nu m-am dus eu, domnule, să dansez. Să dansez așa, să ascult muzică și să dansez. Și mi-mi place acum să merg să dansez, pur și simplu.
Păi și poți să faci chestia asta? Normal că poți să faci, de ce nu? Adică în momentul în care Andreea Bolan iese în club categoric, nu cred că există nimeni care să nu te recunoască, că să nu te cunoască. Da, se uită cu simpatie la mine. Ok. Pentru că, na, suntem aceeași generație, că nu merg în locuri, na, de puști. De da. 15 ani. În petreceri copii. Da. Și suntem de aceeași generație și atunci se uită cu admirație la mine. Și-ți văd asta în ochi, simt. Ok. Da. Ceea ce mi se pare foarte mișto că faci chestia asta și că ai degajarea asta de a o face. Păi da, nu aveam. Înainte aveam... nu-mi plăceau mulțimile. Nu... Adică îmi plăcea pe scenă, dar când trebuia să merg într-un târg de Crăciun sau într-un loc, nu știu cum se proiectează luminile acelea pe Casa Poporului, era groază să intru în mulțime. Aveam frica asta de agorafobie. Da. Așa. Acum ți-era frică din cauza statutului tău de persoană publică sau ți-era frică pur și simplu de oameni? Nu, din cauza statului, că aveam impresia că toată lumea se uită la mine și ceva e în regulă cu mine. Ok. Ah, se uită la mine. Ce e în regulă? Nu am îmbrăcat bine, n-arăt bine, ceva e rău. Acum nu mai am chestia asta, pentru că sunt bine eu cu mine. Dar nu te bucura că se uitau la tine? Adică nu te bucura atenția respectivă? Mă bucura atenția doar pe scenă, pentru că știam că sunt perfectă pe scenă. Ok. Și în momentul în care eram acolo, mi se părea, dacă e ceva în regulă cu mine. Pentru că era vorba de zbuciul meu interior. Înțelegi? Și de aceea, lucrând cu mine și ajungând la o anumită maturitate emoțională, acum nu mai am această problemă. Pentru că știu că eu sunt bine. Indiferent de ce cred oamenii sau cum mă văd oamenii, eu știu că sunt bine și sunt mișto. Și atunci nu mai am... Pot să merg în mulțimi, pot să mă bucur de privirile lor, fără să mă gândesc, oare la ce se gândește? Să uită la pantofii mei, oare să... Sunt foarte bine, mi-mi plac pantofii mei. Înțelegi? Dar te deranja chestia asta înainte, nu? De exemplu, când... știu că spune chiar la Măruță treaba asta, că ți-ai cumpărat Balenciaga de aia șosetă. Da. Pentru faptul că așa ți-a recomandat stilista, că trebuia să... stilista, dacă e vorba de Anda, putem să-i dăm nu, și numele. Nu, Anda e acum, prezent, altcineva. Ah, deci nu Anda ți-a recomandat șosetă. Nu, ce se întâmpla? Eu de mulți ani de zile am fost oarecum criticată vestimentar, foarte în trecut, acum de câțiva ani nu mai sunt chiar lăudată de, până și de Iulia Alba. Da, așa. Am dat-o la plăsneală. Nu, și de așa. Aia trebuie să ia autoritatea supremă. Nu e vorba de autoritatea supremă, ea tot timpul a avut ceva cu mine și mă gândeam la un dacă are ceva personal. Dar n-avea, nu, că acum lucrăm în același trus și am stat de vorbă. Acum este interzis contractual să aibă ceva cu tine. Dar chiar îi place. A lăudat și ea și Ovidiu. Ovidiu Buta mă laudă constant. Mai nou lucrez și cu Lucy Faur, deci și cu Anda la Te Cunosc și cu Lucy Faur și sunt foarte bine pe partea asta și în sfârșit imaginea mea exact cum trebuie. Dar, în trecut, am fost criticată și oamenii ăștia, critici aceștia, nu înțelegeau că eu am niște responsabilități și că înainte să investesc în aceste haine scumpe, eu investesc în scenă. Tot timpul pe scenă aveam ținute foarte frumoase cu Swarovski. Investeam în mine și în tasatoarele mele 8 tasatoare. Să cumperi 8 ținute, ori 5-6, de câte ori ne schimbam noi la concerte. Ajungeam la un moment dat să ne schimbăm și de 10 ori. Un apartament. Păi da, adică investeam foarte mult în scenă. Apoi în repetiții, în piese, în show, în decor. Aveam decoruri, aveam tot felul. Și atunci nu mai aveam chef și nu mai vreau să mai investesc. Vreau să-mi iau casa. Am pierdut banii la un moment dat pe un apartament. Au fost niște pierderi. Nu mai vreau să mai investesc și în partea asta. Să-mi iau branduri și să... Deci tu erai criticată când aveai branduri? Nu neapărat că era... Nu se spunea chiar așa. Ok. Știi? Dar contează. Când ești o persoană publică și se pare că, na... Contează să ai și pe tine ceva, un pantof, o geantă, dar nu toată, da, măcar. Și în momentul în care am investit și mi s-a zis, nu, trebuie să investești în partea asta, nu doar în scenă, și trebuie să rup din tine să investești, din secunda aceea lucrurile s-au schimbat. Bine, asta cred că e mai mult în cazul unei artiste de sex feminin, pentru că în cazul... bărbaților, se poate întâmpla și, nu știu, modelul Dennis Roabeș sau Carla's Dreams, care nu cred că au fost... Da, dar e mega cool, Carla's Dreams.
E, da. Păi, na, bine, e cu totul și cu totul altceva. Dar din, da, din păcate la femei, da, trebuie să investești. Da, trebuie să ai o geantă frumoasă, trebuie să ai un pantof frumos. Pentru că am fost cu Măruță la MotoGP în Austria, acum vreo două luni, și acolo ne-am întâlnit cu Fernando Alonso. Momentul în care m-am uitat la Fernando Alonso, era îmbrăcat mult mai ieftin decât noi toți românii. În schimb, el avea un ceas de 400.000 de euro la mână. Și atunci, cred că ăla spune cuvântul, da, din capul locului. A, și mai era o chestie. Mână, eu nu eram pasionată pe partea asta de styling. Nu m-a interesat. Adică tot timpul mă documentam și eram interesată cum să arăt pe scenă, oare cum s-a îmbrăcat J-Lo, artistele de afară, hai să fac și eu o ținut așa, așa. Și când ieșeam din casă, le puneam alandala, că nu mă interesa. E, mi s-a explicat, nu, trebuie să te intereseze și partea asta și trebuie să înveți. Și am învățat, iar acum mă îmbrac singură în viața de zi cu zi. Nu mai apelez la stilist, mă îmbrac singură. Apelez la stilist doar în cazul în care am shooting-uri, te cunosc undeva, evenimente. În America învățat. Express bănuiesc că nu a fost cu stilist. Anda mi-a făcut ținutele pentru câteva etape și noroc că l-am avut pe Buta acolo, care m-a mai ajutat. Dar acolo a fost simplu, că n-aveai bustieră, pantalonaș. Ok. Da. Dar au fost... Contează, uite, și chiar și într-un astfel de concurs, unde ești pe, da, pe training, pe colanți, contează să arăți bine. Noi ne trezeam cu o oră înainte să se dea start la cursă. Și ne aranjam, ne pieptănam, ne machiam, ne cremuiam, adică eram țiplă. În momentul în care se dea rec, noi arătam foarte bine și o să se vadă și asta pe sticlă. Adică cred că e un your job description. Și alții arătau mai urât sau cum? Nu, erau, da, nu mai se, fetele nu se machiau, că da, vreau să dorm o oră în plus. Ah, ok. Noi dormeam cu o oră mai puțin ca să ne aranjăm. Păi vezi, experiența Andrei se cunoaște și la 20 de ani distanță. Da, pentru că și în Andrei exact asta făceam. Aveam 4 discoteci pe noapte și dormeam între ele, între locații, și când ne trezeam, repede mașină, mai te retușai și după aia intrai și cântai. Și chestia asta ți intră în sânge. Și cred că, na, tu ca artist, ca om care apare la televizor, trebuie să arăți bine. Și când ești pe stradă, trebuie să arăt bine. Nu există să fiu mai obosită, mai nearanjată, mai... Ok, dacă sunt... Că poate cânt alt gen de muzică, nu știu, fac hip-hop sau fac... Ok, poate să mai șleampătă. Dar nu există. Dacă eu sunt artistă de pop și cânt pop, nu există să ieși din casa nearanjată și ne... clean, deci fresh. Bine, e și o imagine foarte puternică, construită în atâția ani până la urmă urmei, și atunci e destul de complicat să crezi că poți să faci lucrurile altfel acum, după ce ai fost obișnuit atâta, da, timp. La un dat îți intră în sânge, adică eu ca să ies așa din casa mea 30 minute, atât. Uite, apropo de Andrei, povesteai tot la Cătălin în podcast, ziceai de faptul că ai... Că îți dai seama că m-am uitat ca să nu discutăm același subiect. Adică știam că povestea cu, de la Galațiu, cu iubitul, cu restaurantul, știam din podcastul ăla. Care restaurant? E frumoasă, că lumea a uitat-o, că și-a uitat-o. Când a închiriat la restaurantul și-au plecat invitații și-au rămas. Ah, am zis-o așa, da. Da. Dar e bine dar că... Dar nu e din Galați, din Ploiești. E din Ploiești. Andreea e din Galați. Așa, da. Andreea Antonescu. Iertați-mă, am încurcat Galați cu Ploiești. Ce ții? Galați, Ploiești. Da, aproape. Că la Ploiești poți să te Galați, la Galați nu poți să te Ploiești, că era bancul la Piteștiu și Ploiești. Tot la Cătălin în podcast spuneai despre faptul că decizia de a relua trupa Andre a venit... Din subconștient. Din subconștient, într-un moment foarte greu pentru, da, tine, când te-ai trezit pe patul de spital și tot atunci ți-a venit și ideea de a te căsători. Da. Deși tu aveai deja copii. Și acum vreau să te întreb, după momentul respectiv în care tu instinctiv ai sunat-o pe Andreea Antonescu ca să reluați trupa Andrei, tehnic, care a fost raționamentul în momentul în care ai făcut treaba asta și dacă mai ai vreun plan în legătură cu trupa Andrei? Da, vezi, avem foarte multe gânduri subconștient pe care nu le știm și la anumite momente ies la suprafață, dar fără să știi de unde. Și, și atunci când m-am trezit, chiar a doua zi pe patul de spital, din comă, am dat două telefoane să facem Andrei și să facem nunta. Și, în fine, noi mai vorbisem de-a lungul anilor. Ok. Să facem, ne-am mai întâlnit, trebuia la un moment dat la un eveniment la ZU să facem
reunire, dar nu aveam piesele refăcute, trebuia să facem coreografie, trebuia să facem costum, adică când refaci ceva atât de mare, trebuie să te prezinți impecabil și durează destul de mult până refaci proiectul. E, și doar așa la telefon am vorbit, iar apoi când am revenit după vreo două luni de zile, m-am apucat și când m-am apucat a fost foarte greu, pentru că a trebuit să refacem, am fost în studio, a trebuit să refac toate piesele, aproape toate piesele, pentru că noi la vremea respectivă, de la vremea respectivă nu mai aveam negative, nu mai aveam nimic, voci separate, nu aveam nimic și trebuiau retrase cu vocile de acum, pentru că n-am trecut atâția ani și vocea nu mai era la fel. Apoi fac coreografie, am intrat în sala de repetiții cu Petrișor, am făcut coreografie cu toate dansatoarele, că nu mai eram, ne mai prezentam doar noi două, ca pe vremuri. Uh-huh. Am toată infrastructura pe care eu aveam, bandul meu, dansatorii mei, Petrișor, tot am luat și am pus pe Andrei. Oarecum a fost simplu, pentru că deja aveam în spate. Și a fost simplu să le spun oamenilor, luați piesele astea, faceți asta, refaceți asta, bandul cântă aia, Petrișor fă coreografie la aia, am mai luat din costumele mele de scenă și atunci pur și simplu tot ce am avut am pus pe Andrei și în două luni proiectul a fost gata. Probabil dacă eu nu aveam toată infrastructura asta, ar fi durat mult mai mult să refaci acum un proiect și să vii cu dansatori, să angajezi dansatori. Să... E probabil că dacă tu n-ai fi avut dansatori în mod normal, nici nu s-ar fi pus problema de dansatori pentru da, Andrei. Da, dar n-aveam cum să n-am eu dansatori, că nu aveam cum să mă prezint atâția ani pe scenă. Deci a fost simplu, simplu la nivelul ăsta. Dar ca și muncă, a trebuit să învățăm coreografii, am luat din mișcările vechi, am conceput altele noi și în două luni am făcut o super lansare de proiect. Am lansat și un videoclip nou. Da, am fost invitat la ea, dar eram la Iași, la o piscină, ceva. Da. Țin minte. Și a fost super frumos. Da. Și am stabilit că lansăm o piesă pe an. Pentru că e suficient, deoarece oamenii nu ne cheamă să asculte piese noi. Okay. Oamenii vor să asculte piesele alea vechi și oamenii vor să ne vadă pe noi, oarecum să le amintim de perioada aceea din copilărie. Și cei de generația noastră ne cheamă, nu tine. Mm. Da. Știi câte șprițuri fac eu cu muzica de la Andrei? Multe. Foarte multe. Foarte multe și bine. Păi da, și tu vrei să asculti piesele vechi. Da, vreau nu vrei să asculti piesele ta de la Andra, da. Mai aia cu Tiger One, pe care da. O ascult în continuu, NND. Muzică nostalgie, cum ar veni. Da. Și am avut câteva festivaluri foarte mari și la Arenele Romane și la Nostalgia, la Romexpo, au fost niște spectacole cu 10.000 de oameni, foarte mișto. Asta mi se pare absolut extraordinar. Și faptul că muzica aia, toată lumea o cunoaște, adică o cunosc și copiii de acum, știi? Da. Și proiectul Păstrez, premium, pentru are și un preț iperat, pentru nostalgici și doar pentru evenimentele acestea mari. Adică nu mergem în formula Andrei așa. Am înțeles, deci trebuie să... Pentru prietenul meu Moșulică, care pune Andrei la fiecare șpriț, Moșulică, trebuie să facem lovele multe. Apropo de chestia asta cu prețuri piperate, nu vreau să intru foarte mult în subiecte, doar introductiv, având în vedere faptul că acum, în perioada în care noi filmăm, s-a întâmplat regretatul eveniment cu decesul lui Nosfe, după care au apărut foarte, nu foarte multe, dar e bine că au apărut luări de poziție ale artiștilor în spațiu public, în legătură cu faptul că artiștii în România nu trăiesc atât de bine pe cât ar merita să trăiască un artist și că doar la noi se întâmplă chestia asta, doar aici artiștii sunt mult mai slab remunerați decât munca lor. Și aici cred că ești omul cu care trebuie vorbit despre asta, pentru faptul că tu la liniște și la confortul tău financiar ai ajuns muncind teribil de mult și ești exemplu că se poate. Pe lângă Dorian Popa, care și-a făcut Cartier de Ville și așa mai departe, adică există și oameni care au demonstrat că se poate. Eu tot timpul am, prețul meu la concerte a fost sub valoarea la ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit, pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2.000 de roni. Cât să luăm noi la concert? Câteva mii? 2, 3, 4 mii? 5 mii? Cât să iei? Cât poți să iei? Afară, normal că alții au sute de mii, pentru că și traiul este la alt nivel și salariile sunt altele. Despre ce vorbim? Adică hai să raportăm publicul la... Publicul e mult mai numeros. Da, hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi. N-ai cum să ceri 30 de mii pe un concert, dar ce oferi tu de bani? Acolo se pune problema. Adică eu tot timpul am cerut un pic sub valoarea pe care eu am oferit-o, ca apoi clientul, organizatorul,
cine m-a chemat, să mă mai cheme, să zică, wow, dar ce show mi-a dat fata asta și ce nu m-a usturat buzunarul, o mai chem și data viitoare și așa. Și asta a fost strategia mea ca să rezist în timp pe piața de concerte. Și ani și ani de zile am fost numărul 1 la vânzări pe concerte. Mm. 5 ani de zile la rând, de la Dansez pentru Tine, din 2007, 5 ani în continuu am fost numărul 1 pe vânzări și eram peste tot în toată țara. Așa am reușit să-mi iau apartament, după aia am pierdut banii, după aia am strâns iar, mi-am făcut casa, mi-am mai luat un apartament, deci, înțelegi, cu banii din concerte. Mm. Și tot timpul eram un pic sub, dar când apăream pe scenă, veneam cu o armată de dansatoare, veneam cu petrișor, mai târziu am venit și cu band plus dansatoare, pe cheltuielile mele la un concert sunt foarte mari. Pentru că am de plătit 5-6 dansatori, am de plătit band, am de plătit tehnic și mi-am luat și backline, că la un moment dat erau scene unde nu exista backline. Și a trebuit să investesc și am investit în mixer, în tot ce înseamnă mm-hmm. backline, da? Și mergeam și cu bela și am avut și dubă. Duba mea de concert, mm-hmm. a trebuit să-mi cumpăr o dubă de concert. Deci a trebuit să-mi fac infrastructura. Dar prețul meu, eu nu-l creșteam în funcție de, mi-am mai luat o dubă acum, acum trebuie să-mi cresc prețul, că nu, eu creșteam în funcție de valoarea pe care eu o aduceam pe scenă. Și atunci, acești artiști care nu primesc sau consideră că nu primesc, ei trebuie să gândească ce oferă de banii aia. Ok, că eu să cer 3.000, 7.000, 10.000 la un concert, ce ofer? Păi Delia când cere 15.000 la un concert, păi vine cu toată infrastructura de la Sala Palatului. Mm-hmm. Îți vine cu decorul, îți vine cu dansatori, îți vine cu band-ul, îți vine cu toate alea. Păi da, dar dacă tu ceri 3.000 și te prezinți pe scenă singură sau cu doar cu 3 instrumente și nu faci nimic când 3 piese cunoscute și restul necunoscute, păi n-ai cum, după aceea te mai cheamă. Bine, și cred că dincolo de concerte, pentru că acum o să vină unii care pot contracara cu replica următoare. Da, domnule, dacă să poți să ai concerte, trebuie să fii cunoscut. Dacă ați fi cunoscut în România, trebuie să faci sacrificii și compromisuri. Ce compromisuri? Și așa mai departe. Trebuie să faci... Nu de compromisuri. Trebuie să faci ceva autentic și ceva... să te diferențiezi de toți ceilalți. Trebuie să găsești o nișă prin care tu să te... Și e mult mai ușor acum, paradoxal, deși sunt mulți, e mult mai ușor mm-hmm. pentru că tu ai acces la, tu cu internet, ai acces mai repede la public. Categoric, da. Acum pe vremuri, nu există nicio scuză. Da, pe vremuri nu aveai așa ceva, trebuia să mergi la TVR, la emisiuni, să te vadă lumea, să apari, să, când te prezentai la o emisiune, era wow. Acum tu imediat ai luat un filmuleț, l-ai pus pe internet și devine viral. Mm-hmm. Dacă e bun, da? Și tot timpul trebuie să oferi conținut de calitate. Iar tu ca și cântăreț, nu vorbim de TikToker, să zicem, și cântăreț. Da. Dacă tu ești mișto și ai o voce mișto, pui pe canalul tău de YouTube și te vede lumea. Se viralizează, uite, Justin Bieber a fost descoperit de cântând pe YouTube. Adică se poate. Dar trebuie să oferi ceva outstanding, ceva de calitate, ceva deosebit. Așa dacă ești ca toți ceilalți, nu funcționează. Eu de-aia și m-am menținut ani de zile pentru că am încercat să fiu diferită de toate celelalte cântărețe. Eu la fiecare concert, fie că e într-un sătuc, fie că e într-un restaurant, fie că e la 20.000 de oameni, eu fac același efort fizic. Fac aceleași prize, aceleași acrobații vizuale, ți-am luat ochii, te-am înnebunit o oră, 60 de minute, te-am plimbat prin multe stiluri de dans, prin multe concepte, prin multe ținute și ți-am făcut și salsa, samba, rock and roll și toate alea și ți-am luat ochii și tu pleci de acolo. Bun, și acum intervine încă un punct. Prima problemă am rezolvat-o, da? Ai devenit un artist cunoscut. În al doilea rând, devenind un artist cunoscut, cum era de exemplu cazul lui Nosfi și așa Trabenzului, ei erau cunoscuți, aveau foarte multe vizualizări pe internet, aveau concerte, umpleau săli la concertele respective și cu toate astea, din câte înțeleg eu din posterile astea, n-aveau bani. Mai un aspect, în momentul în care faci bani, ține de ei. Îi cheltui. Înțelegi? Pentru că dacă tu îi cheltui și ți iei țoale și că îi văd pe Puștani ziua de azi, îi văd că mă mai întâlnesc cu ei la tot felul de emisiuni. Ei sunt plini de branduri. Uh-huh. Ok, ții o bluză, ok, mai ții un pantof, ții... Nu te umpli tot de branduri și ai cheltui bani și pe aia ce faci? Stai în chirie? Sau ți-ai dita mai mașina scumpă și tu stai în chirie într-o garsonieră. Nu merge așa. Tu trebuie să ții de bani, să-i strângi. Eu asta am învățat de la mama mea. Eu am strâns. Am avut ghinionul să pierd banii pe un apartament, dar eu după aia, imediat, eu iar am început să strâng. Am făcut o casă. La 30 de ani deja eu aveam o casă. După ce am făcut casa,
culc pe ureche, hai să mai strâng, mai iau ceva, mai văd, mai... Adică eu abia acum plec și eu niște vacanțe, mai îmi cumpăr și o gentuță, mai... Dar ani de zile am strâns și cred că asta este foarte important în momentul în care ești pe val și ai scos un ok, one hit wonder și te cheamă lumea la concerte. 6 luni tot te cheamă la concerte, da. Baza acelui hit. Mm-hmm. Păi strânge banii aia, ține-i. Nu fugi repede la magazin să-ți iei haine sau mașină. Da, că și asta, uite, vezi, chestia asta nu mai spune nimeni în direcția asta și mi se pare foarte, foarte important. Foarte mulți artiști din generația veche au făcut așa. Mm-hmm. Cei care cântau muzică ușoară. Păi, să Vali Vigelie, de exemplu, pentru mine, cu tot respectul față de Laurent, care la fel mi-e prieten și e un om extraordinar de priceput în ceea ce face, pentru mine lecțiile de educație financiară mi le-a dat Vali Vigelie. Adică eu de la el am învățat lucrurile astea, din poveștile lui, când l-a trimis pe instrumentist și a luat o, nu știu ce, mașină după vară plină de cântări și a luat o mașină de 100.000 și a zis că ți-a luat mașina asta, duci acum să o vin și îți cumperi apartament. Păi da. Și povestea e 100% da, reală. Adică o știu, da, de la povestită cu instrumentistul respectiv de față. Și atunci îți dai seama că îți ridici niște semne de întrebare. Numai că mentalitatea asta de fotbalist, că eu așa o numesc, e mentalitatea de fotbalist, că e sindromul. Da? Bă, ăla ajunge la becali, dă becali 8.000 pe lună, gata, crede că l-a prins pe Dumnezeu de picioare. Și ia leasing de 3.000 și chirie de 4.000 și de 1.000 și mai ațoale. Mentalitatea asta am avut-o și eu, până nu de mult, până foarte recent chiar, și atunci am avut niște experiențe revelatorii și m-am uitat la oamenii ăștia și am zis, bă, băiatul, asta e puțin. Dar totuși, bă, Dorian nu cred că a făcut de milioane ca să ajungă să păstreze vreo 2. Cred că pur și simplu a știut să facă treabă cu ele și aici, cred că mesajul vostru e unul foarte important, atât pentru generația tânără, cât și pentru cei pe care tinerii artiști de astăzi, în curentele astea care sunt la modă, îi influențează negativ, transmițându-le ideea că tot ce zboară se mănâncă, da, și că banii se fac ușor, că trebuie să aibă bani mulți, ideea ce creează și foarte multe complexe în societate și așa mai departe. Cred că exemplul vostru e foarte important și de asta cred că faptul că voi ați ajuns la nivelul ăsta, tu, de exemplu, după foarte mulți ani de muncă ai ajuns să poți să vorbești deschis despre treburile astea, mi se pare foarte important. Vreau să te întreb în ce investești tu în momentul de față și dacă de mâine n-ai mai putea să cânți, ferească Dumnezeu, zicem că pățești cum a pățit Tudor Chirilă și ai o afecțiune la corzile vocale și nu mai apar nici la Te Cunosc, că cât să mai fac Te Cunosc, 18 sezoane, gata, îl opresc la 20 ca să fie cifră rotundă. Din ce ai trăit în momentul? Păi eu sunt sigură că vor veni alte proiecte și îți spun de ce sunt sigură, pentru că sunt bună pe ceea ce fac. Adică m-am, făcând show-urile astea și pe muzică și pe dans, am învățat să-și patinez, sunt convinsă că expertiza mea este necesară în show-uri de acest gen, de talent show. Uh-huh. Și eu știu ce să vorbesc și am ce să spun. Și automat când se vor face talent show-uri, vor fi luate în considerare. Chiar dacă Te Cunosc se va termina. Uh-huh. Sunt convinsă de chestia asta. Și e nevoie de oameni cu experiență. Și... ce investesc? Am o situație ok, dar nu investesc în, nu știu, să-mi fac cartier de cum a făcut Dorian. Că n-am timp și nu-mi doresc acest lucru. Adică vreau să fiu, să trăiesc o viață relaxată și să nu am stres să azi trebuie să fac aia și mai trebuie să fac aia altă. Nu, vreau să fac tot ceea ce-mi place. Adică muzică, merg în studio, să trag piese, fac concerte, fac televiziune. Nu vreau să mă ocup de un business anume. Okay. Vreau să am niște colaborări, să scot anumite linii de produse, dar să nu mă ocup eu în mod personal. Pentru că vreau să-mi dedic timpul fetițelor mele, cred că acum este cea mai importantă perioadă în care eu trebuie să fiu alături de ele, că mai târziu nici nu te mai bag în seama. Mai târziu ai să mergi la club cu ele. Da, așa. Cel mai probabil. Deci nu investesc într-un business anume, dar dacă mâine nu ar mai fi nimic, eu sunt asigurată pentru câțiva ani buni. Asta mi se pare cel mai important. Și banii ăștia cu care sunt asigurată sunt... Nici intru în seif ca să... Nu, sunt puși deoparte. Ca la familia Sterp. Exact, sunt puși deoparte și am această siguranță. Asta dar pare... sunt strânși în ani de zile de muncă, adică n-am stat să... Eu acum aș putea să iau din ei și să mă duc să-mi iau ultimul, nu știu, ultimul Porsche, nu știu, ceva, o mașină. Mm-hmm. Nu fac asta. Înțelegi? Pentru că trebuie să ai o siguranță, să ai o saltea, să știi că dacă mâine, Doamne ferește, se întâmplă ceva și nimeni nu mai cântă, tu nu mai cânti sau într-adevăr se întâmplă ceva, tu ai acolo un săculeț din care poți să trăiești.
Au fost vreodată oameni din industrie care să reușească să te descurajeze într-atât de tare încât să-ți fie greu să dai mai departe, dar în același timp, cum povestea este, să te motiveze într-atât de mult încât să rupi norii? Păi da, au fost oameni. Au fost tot felul de, na, articolele au fost. Articolele din presă. Vine ce a scris presa de-a lungul timpului m-a afectat foarte mult personal, pentru că eu încă nu eram conturată emoțional și când apărea un articol negativ mă destabiliza și plângeam, sufeream, stăteam în casă o zi întreagă și apoi lucrând cu mine și dându-mi eu mie valoare umană, cunoscându-mă pe mine și realizând că nu articol și nici ceea ce spune lumea nu este real și nu mă definește pe mine ca om, nu mă mai afectează. Acum pur și simplu că de-aia vorbeam la persoana treia despre mine. Când apare ceva, reușesc să fac diferența că nu sunt eu. Nu sunt eu omul. Este doar un comentariu imagine, despre brandul da. Meu. Da. Da. Și reușesc să mă văd pe mine la persoana treia și să citesc așa, ca un pamflet. Când eu știu cine sunt. Mm-hmm. Și cine mă place ca artist sau ca influencer ce fac eu, mă place așa cum sunt și mă accept așa și nu o să creadă tâmpurile care se scriu. Ceea ce mi se pare foarte important, pentru că e din punctul meu de vedere, dacă te gândești din perspectiva artistului, dacă ziarele scriu lucruri despre tine, eu cred că e un motiv de bucurie, chiar dacă scriu niște rahate. Păi nu, că... Pentru că, bine... Depinde ce scriu, știi, că atunci când e implicată familia, copiii tăi, minciuni... Din păcate, na, fiind foarte cunoscută de mică, toată viața mea a fost expusă și atunci orice chestie care s-a întâmplat în viața personală, orice despărțire a fost foarte mediatizată și exagerată. Adică prin ceea ce am trecut eu, toată lumea trece. Da. Multe femei trec prin poate mai multe despărțiri, mai multe relații, mai multe. Dar na, eu fiind cunoscută, na, când m-am despărțit de iubitul meu de 8 ani, despărțit. Când m-am despărțit de... Iubitul tău de 8 ani fiind... Cheo. Așa, da. Când m-am despărțit de tatăl copilor, s-a despărțit. Când m-am mai despărțit, nu știu, s-a despărțit. Toate fetele, toate femeile trec prin astea. Astea femei divorțate, care își cresc singură copii. Adică nu este ceva ieșit din comun. Hai să luăm puțin cu începutul, că vreau să revin la ceea ce ziceai în debutul discuției noastre. Spuneai la un moment dat de faptul că încercai să demonstrezi tatălui tău, după care familiei, după care publicului și inclusiv partenerilor tăi, încercai să le demonstrezi că tu poți, că tu meriți, că tu reușești și așa mai departe. Având în vedere faptul că tu și Cheo, pentru că acolo aș vrea să vorbim mai mult, fiind amândoi artiști în zona de artă, nu a existat vreodată concurența între voi doi? Nu. Nu. Chiar a fost un mentor pentru mine. Ok. Eu cum privesc în urmă, privesc această relație foarte pozitiv și foarte grateful, recunoscătoare. Mm-hmm. Au fost 8 ani frumoși. Chiar dacă la final s-au întâmplat niște lucruri mai puțin plăcute și apoi s-a exagerat mult și presa, așa, când timpul trece, uiți lucrurile alea urâte și te uiți în urmă cu recunoștință. Și a fost un stâlp la vremea respectivă și m-a susținut foarte mult. Eu aveam 20 de ani, 21 de ani și tocmai mă mutasem în București. Tatăl meu nu mă mai manageria, n-avusesem conflictul cu tatăl meu și aveam nevoie de un stâlp. Și el fiind și mai mare ca mine, cu câțiva ani, fiind artist cu experiență, instrumentist, mi-a compus piese. A fost foarte frumos. Deci tu n-ai trăit niciodată chestia asta a concurenței cu... Nu, pentru că el m-a susținut și m-a ajutat. Foarte multe concepte de la vremea respectivă au fost gândite de el. De la Bunny Show, la Dancing Show, la tot ceea ce am făcut eu în acea perioadă. Iar apoi eu am învățat foarte multe de el din punct de vedere marketing. Cum să mă promovez, cum să... El avea școala asta de marketing. Și apoi, după ce ne-am despărțit, eu am știut ce să fac. Adică de la fiecare om care a fost în viața mea, am încercat să învăț ceva, să iau ceva pozitiv și să plec mai departe cu lucruri bune. Da, e categoric, asta e cea mai sănătoasă chestiune posibilă, că până la urmă urmei orice început are și un sfârșit. Dar cred că era firesc, pentru că începusem la o vârstă... Na, eu aveam 21 de ani. Cred că era firesc, n-ai cum să reziști o viață întreagă de la 21 de ani.
cazuri și cazuri acum. Rare, da, în ziua de azi nu mai. Mulți rezistă, dar cine știe cum? Da. Și nu vor să ne spună secretul. Da. Cine știe? Dincolo de asta, în momentul de față, te vezi refăcându-ți viața sau consideri că vei fi o mamă care își va crește singură copiii și va prelua acest rol de stâlp până, pe care oricum cred că l-ai avut, indiferent de context, pentru că asta e un instinct. Nu cred că contextul neapărat te-ar sili. Ideea e că m-a obosit toate articolele din presă și am decis ca viața mea personală să nu mai expun. Okay. Pentru că e firesc să nu funcționeze ceva, mai ales după un mariaj, după ce te desparzi tatăl copilor, e o femeie cu copii și face mai greu viața decât tatăl copilor. Pentru că copiii-s la tine, ca mamă, locuiești cu copiii ăia. Ca tu să-ți faci o altă relație e un pic mai dificil. Pentru că bărbatul respectiv trebuie să te ia cu copii, cu tot, cu mamă, cu bone, cu tot ce ai tu. Mm-hmm. Și e un bagaj mare, pe care doar un bărbat adevărat poate să și-l asume și un bărbat care te iubește cu adevărat. Și evident că durează acest proces. Nu este atât de ușor precum tatăl, care o fi el, nu vorbim de tatăl. În general, tații pleacă, se duc, văd copiii un weekend, două, trei sau așa și își refac viața mai ușor. Se cuplează, își refac, se mută cu persoana respectivă și copiii vin în vizită. Dar la mame e altceva, e mai greu. Și am decis să nu mai expun încercările mele presei. Că după aceea era, păi a fost cu ăla și n-a mers, e un proces lung, de durată, nu e așa simplu. Deci acum sunt niște calificări. Calificări? Se joacă calificările în perioada asta. Noi o să aflăm doar cine ajunge în grup. Nu, ideea e că dacă am sau nu am acum pe cineva, nu vreau să se mai știe. Nu, dar nu vreau să întreb chestia asta pe față, nu. Nu vreau să se mai știe și indiferent de cine mă întreabă, nu o să mai spun. Chiar dacă poate am pe cineva sau nu. Între divorț și ziua de azi 21, cât e? 20 octombrie. Da, au trecut 2 ani jumate. S-au întâmplat tentative. Da. Ok. Pentru că știi de ce te întreb? Că pe mine mă enervează foarte mult preconcepția asta a oamenilor. Bine, sigur, și eu mă gândesc la ea, adică e un subiect destul de sensibil, a faptului că mie la un moment dat cineva mi-a spus așa, că ne cunoșteam de foarte puțin timp. Și mi s-a spus așa, zic, singurul lucru care m-ar putea speria acum, nu știu multe despre tine, nu știu dacă ascunzi ceva, dar singurul lucru care m-ar speria ar fi să aflu că ai vreun copil. Și atunci m-am gândit, bun, și dacă aveam un copil, de ce, care era problema, de ce era mai rău în momentul respectiv? Da. După care, gândindu-mă cât se poate de real, mi-am dat seama că, bă, cred că și eu să aflu despre cineva care are un copil, dar nu să știu, să aflu, poate că m-aș simți destul de ciudat în momentul respectiv. Dar preconcepția asta, în general, a faptului că un om care are un copil sau mai mulți, nu își poate reface viața, mi se pare chestiune de care trebuie să ne debarasăm foarte rapid ca și societate. Adică poți să-ți refaci viața, doar că pentru părintele care crește copiii constant și are în casă, e mai dificil pentru că eu ca mamă trebuie să mă gândesc de 7 ori cu cine ies la date sau cu cine continui o relație, pentru că mă proiectez în viitor și zic ce învață fetele mele de la bărbatul respectiv. La un moment dat, peste un an, 2, 3, 7, dacă bărbatul respectiv ajunge să locuiască cu fetele mele în casă, trebuie să fiu un exemplu pentru ele. Trebuie în primul rând să se accepte reciproc, adică de aceea durează un pic mai lung procesul ăsta, nu e chiar atât de simplu. Mm-hmm. Față de un tată care vede copiii când îi vede și nu locuiește cu copiii. Da, făcând un exercițiu de imaginație, spre exemplu, dacă tu nu ai avea copii și ai cunoaște un bărbat care are un copil, cât de ușor ți-ar fi să... Păi acum, din perspectiva mea ca mamă, gândesc foarte normal și natural și nu ar fi nicio problemă. Dar când n-ai copii, nu știi cum e. Mm-hmm. Da, nu știi cum e, da. Dar, repet, copiii rămân la mamă și atunci femeia este cea care are acest proces mai lung. Care sunt dorințele tale în legătură cu fetele tale?
foarte important este ca bărbatul respectiv să fie un exemplu foarte bun pentru copii. Și exact, cum ai zis că sunt calificări, sunt niște etape pe care trebuie să demonstrezi niște lucruri. Și care este etapele alea? Că acum revenim la întrebarea asta. Că, la ce te referi prin etapele respective? Eu având fetițe, persoana respectivă primește iubire de 3 ori. Înțelegi? Okay. Și iubirea asta n-are o responsabilitate, pentru că iubire, mai ales a fetițelor mele, este o iubire sinceră și pură. Și atunci tu, ca bărbat, trebuie să fii extrem de responsabil și să știi că vei primi acea iubire și tu vei da înapoi la rândul tău iubire și să știi că e pe termen lung și trebuie să nu te joci cu emoțiile copiilor. Adică eu nu permit să introduc în viața fetițelor mele pe cineva ca mai apoi peste un an, doi să ne despărțim și ele să preia lucrul ăsta ca pe un abandon. Din nou, încă unul. Na, că nu știu cum au perceput. Câți ani au ele acum? 3 ani și 6 ani. Da, deci sunt ani suficienți. E... Și când m-am despărțit de tatăl lor, cea mică avea 11 luni și 3 ani. Și nu prea au înțeles. Nu poți să le explici, nu ai cum să explici unui copil de 3 ani. Știi, n-ai fost abandonată. E doar așa o logistică schimbată. Mhm. Subconștientul lor nu știi cum au perceput. Carențele astea se vor vedea mai târziu în relațiile pe care le vor avea cu alte persoane. Și atunci eu, ca mamă, responsabilitatea mea este să am foarte mare grijă pe cine introduc în viața lor. Și chiar dacă a mai fost o tentativă sau așa, nu, ele nu au acces la persoanele care intră în viața mea. Ok. Da. Ceea ce, da, mi se pare foarte... corect, din foarte multe puncte de vedere. Pentru că și chestia asta, știi, până la urmă, ormei, tu poți să fii asumată public. Nu cred că problema a, da, ta poți e... Și, da, pot să fiu asumată public, dar asta nu înseamnă că persoana respectivă face parte activ din viața fetițelor, da. Pentru poate că fi aia și așa. Mi se pare mult mai important. Pentru că așa, na, să știi Mărioara că Andreea Bălan și-are făcut viața și să o judece cu Tanța și cu Lenuța, unde mai stau ele pe acolo la judecat evenimentele istorice, e una, dar în momentul în care se creează niște probleme reale, e alta, adică publicul poate să te vadă cu 7 persoane diferite în 6 zile, dar la copii e diferit. Da. Exact, la copii e diferit, da. E foarte important cine intră în viața lor și ce exemplu dau eu ca mamă. Asta te întrebam mai devreme. Ce-ți dorești tu cel mai mult pentru fetițele tale? Doresc foarte mult să nu aibă carențele emoționale pe care eu le-am avut și de aceea eu citesc foarte mult, studiez foarte mult, încerc să mă dezvolt, pentru că dacă eu sunt bine ca mamă și sunt fericită, ele pur și simplu mă iau ca exemplu. Mai ales cum să explic? Ele simt ce simt eu. Eu dacă am o zi mai tristă sau... am anumite trăiri interioare, ele simt și preiau din trăirile astea și atunci eu îmi dau silința ca în fiecare zi să fiu cât se poate de veselă, indiferent de ce probleme mai am sau, nu știu, situații negative, să fiu foarte veselă și ele să-mi preia din energia asta a mea și să fie fericite. Și cred că e important ca ele să iubească. Iubirea de sine o înveți de la părintele de același sex și iubirea față de partener o înveți de la părintele de sex opus. Deci dacă tatăl lor le iubește, ele se vor simți prețuite și mai departe, când vor avea relații de iubire, vor ști să ofere și să primească. Dacă eu mă iubesc pe mine, ele vor ști să se prețuiască pe ele și să nu accepte mai departe în aceste relații de iubire, să nu accepte abuzuri. Eu te-am băgat. Nu, e foarte logic ceea ce spui. Deci eu trebuie să fiu bine cu mine și trebuie să mă iubesc pe mine, ca ele să mă ia ca exemplu. Și eu să fiu fericită. Dacă eu sunt fericită și... Iartă-mă. Nu mai e o clipă. Dacă eu sunt fericită și ele vor fi fericite mai târziu. Ok. Asta, bine, e un lucru cât se poate de simplu pentru copilul preia din energia părintelui. Adică dacă e... Și e un proces continuu pentru că ai zile și zile. Ai zile când îți ies lucruri, ai zile când nu ți ies și atunci nu trebuie ca acasă să ai stările astea. De multe ori, dacă am o stare proastă și... știu că nu pot să fac față, prefer să mă duc să dorm sau să stau în așa și o rog pe mama mea care locuiește cu noi și spun, te rog, uite, duc să dorm, nu mă simt bine. Și petrece ea timp, că mama tot timpul are o stare foarte bună. Mm-hmm.
sau am bona care vine și ne ajută și prefer să nu aibă acces la mine atunci când am o stare proastă. Dar stările astea proaste nu sunt atât de des. Bine, până la urmă, cred că e normal să fac cunoștință cu toate problemele vieții, adică... Da, nu acum micuțe, pentru că până la 7 ani se formează sistemul, cum să zic, se formează emoțiile, paternul emoțional, până la 7 ani. Și în funcție de ce se întâmplă până la 7 ani, așa vei trăi emoțiile toată viața. Deci e important să fie protejat. Un aspect foarte important pe care vreau să-l discutăm și ce vreau eu să te întreb, cred că e o întrebare foarte importantă pentru multă lume. Tu cu siguranță n-ai fi ajuns în punctul ăsta, după atâția ani de carieră, să fii întotdeauna în prim plan și să fii întotdeauna sus, sigur, odată, fără foarte multă muncă și, în al doilea rând, fără foarte multă disciplină. A disciplină. Foarte și important. Întrebarea mea e cum ai reușit într-o lume în care ele sunt tot mai la modă și sunt prezentate să fie tot mai cool să te ții departe de vicii. Ah, da. Păi vin dintr-o generație old school cum ar veni. Pe vremea noastră nu erau vicii, nu erau... Deci sunt oameni de vârsta ta care sunt plini de vicii. Ah. Nu știu, nu cred că vârsta e impediment. Am avut norocul să fiu ghidată de tatăl meu, în primul rând. Deci eu n-am început cu un manager care să vrea să profite sau să facă avansuri. Eu am început cu tatăl meu. Tatăl meu mă manageria până la 18 ani. Deja la 18 ani eu eram cunoscută. În momentul în care ești cunoscut, poate să vină oricine, zic, păi vreau asta și nu am nevoie că eu sunt deja cunoscută. Adică deja ieșisem din Andrei și deja știam, aveam toate conexiunile. Mm-hmm. Eram semnată la Cat Music, lucram cu Marius Moga, adică nu putea nimeni să vină să-mi ofere ceva ca eu să... Și asta din punct de vedere artistic. Din punct de vedere uman, am fost crescută de mama mea. Părinții mei au fost foarte diferiți, sunt diferiți. Și fiecare a vrut altceva pentru mine. Și mama mea, săraca, s-a concentrat foarte mult să mă dezvolt uman, să fiu empatică, să fiu... să am principii și să nu fac compromisuri. Tata foarte... Hai, facem aia, trebuie să facem aia fără partea asta umană. Și am încercat cât am putut să iau de la ambii. Deci așa am reușit să nu mă intereseze. Nu beau, nu fumez. Asta e foarte interesant, pentru că majoritatea oamenilor, când dau de situații mai delicate, pe care cu siguranță cu toții le avem, tu probabil le-ai avut mai mult decât alții, își găsesc refugiu în direcția asta. Păi, da, îți găsești refugiu probabil când ești slab și nu poți să faci față emoțiilor tale. Și chiar dacă treci prin anumite situații, că și eu am trecut prin foarte multe situații dificile, grele, poți să cauți ajutor în altă parte, la un psiholog, la prieteni, să vorbești. Eu așa am reușit să trec peste anumite situații negative. Dar dacă tu ești foarte slab, încerci odată și vezi că te face nu știu cum și eu n-am acceptat comportamentul ăsta. Poate și de aia mi s-a destrămat căsnicia de 4 luni. Nu accept comportamentul ăsta. Nu consider că dacă ai probleme, trebuie să ceri ajutorul și trebuie să rezolvi altfel. Și eu lucrez în continuu cu mine ca să am această stare de happiness. E o disciplină și aici, o disciplină mentală, așa cum mergi la sală și vrei să arăți bine. E o disciplină atât mentală pentru spiritul tău, pentru sufletul tău, cât pentru fizicul tău să arăți bine, cât să mănânci bine. În orice aspect al vieții, dacă tu vrei să fii bine, trebuie să existe disciplină. Mm-hmm. Și vreau să am o viață lungă și frumoasă și să-mi cresc fetițele și să fiu un exemplu pozitiv. Asta mi se pare într-adevăr o chestiune pe care mulți o vorbesc, dar foarte puțin o și practică și pot să o și exemplifice. Că așa, sau auzim despre faptul că nu-i bine să fumez. Știu și eu că nu-i bine să fumez. Dar te văd cu țigara în mână și eu mi-aprind și eu una. Pe de altă parte, în momentul în care un om vorbește pe baza experiențelor sale și pe baza rezultatelor sale, deja lucrurile se schimbă întru totul, din punctul meu de vedere. Și... Dacă vezi că reușești, vrei mai mult să fii în starea aia. Când mergi la sală, da? Și vezi că arăți bine, începi să arăți bine, ți se definitivează mușchi. Mai mult vrei. Până într-un punct. Când vezi că ești sănătos pe interior, că mănânci bine, mănânci sănătos,
mai mult vrei, nu știu. Când eu acum lucrez la această acest spiritual awakening și citesc și văd și cunosc și meditez, și mai mult vreau. Eu abia aștept să vină seara să mă culc cu fetițele. Ele ador pe mine, eu dorm la mijloc și ele adorm așa pe mine și îmi pun meditație în căști. Abia aștept să vină seara să-mi pun meditația și să îmi construiesc. Cum e meditația asta? Sunt meditații ghidate pe YouTube, găsești. Adică, iartă-mă, că nu vreau să bagatelizez sub nicio formă. Dar tocmai de asta, văd foarte mulți oameni că vorbesc despre meditație. Dar nimeni nu explică exact despre... Adică eu dacă vreau să mă apuc să meditez în seara asta, cum procedez? N-am două fetițe să le pun pe piept, doar căști, atât. Îți alegi o meditație mai simplă. Okay. Ghidată. Ghidată ce înseamnă? Cineva care îți vorbește. Pentru că dacă îți pui... În română? În engleză, în română nu prea găsești. Okay. Sunt și în română pe YouTube, dar nu. Okay. În engleză, na, de la tot felul de canale, cum tu ai canalul tău de podcast, sunt canale de meditație și de... Poate acum cineva meditează cu noi în urechi. Nu. Și acolo, orice meditație începe prin respirație. Să-ți reglezi gândurile și să-ți faci ordine în gânduri prin respirație, pentru că în momentul în care tu respiri adânc, profund, automat you clear your mind, știi? Și meditațiile care îmi plac mie este să mă transpun într-un loc, okay. Să mă transpun într-un loc în care să fiu foarte calmă, foarte fericită, foarte, și să imaginezi tu în mintea ta acel loc. Iar de acolo începi să lucrezi, în funcție de ce meditație ți alegi, să lucrezi cu tine, fie rezolvi ceva din trecut, fie manifesti ceva, îți dorești ceva, fie te conectezi cu higher self, fie... Higher self, adică cu varianta mea mai ciumeagă? La asta se referă? Da. Ok. Sursa, cu oneness. Da. Dar tu ești de acord că există oameni, spre exemplu? Da, da, e o discuție care... nu știu dacă trebuie să avem, că... De ce? Depinde, na, trebuie să fii într-o anumită... Eu trebuie să fiu? Nu. Publicul. Adică, na, mulți care nu... Păi tocmai de asta eu... Sunt pe zona asta, pot zice că... Eu întreb pe înțelesul trecătorului de pe zebră, da. Vorba lui Cătălin Opușa. Așa. Nu sunt curator. Da. Nu mă ocup cu de astea. Am învățat în parcursul vieții mele să accept faptul că unii oameni poate... Deși mie îmi vine să râd de niște chestii, da. Poate în felul ăla fac niște lucruri foarte bune. În primul și în primul rând, de obicei, m-am învățat să judec după rezultat și atunci dacă tu ești împlinită și ești în stare să faci înseamnă tot ceea bine, ce nu? Faci, înseamnă că dacă tu îmi zici că asta e, sunt două variante. Ori mă minți, ori chiar așa e. Adică funcționează treaba asta. De ce întreb? Pentru că aud și la fel ca mine... Îmi închipui că și publicul de la momentul ăsta care se uită la noi aude aceleași lucruri pe care le aud și eu, vorbindu-se despre meditații, despre nu știu ce, dar mi se pare că lucrurile astea se îndepărtează foarte mult de zona de concret, pentru că nimeni nu vine să spună exact să dea niște nuanțe în direcția asta, adică exact ce spuneai în tu, momentul că mă duc, că mă așez în pat, îmi pun niște căști în urechi, da. Și mi-aleg după ce am nevoie să rezolv. Respectivă. Că meditații și astea sunt pe anumite segmente, ce vrei să rezolvi. Mm-hmm. Când treci prin anumite, prin multe situații grele în viață, am avut eu, nu știu, stop cardiac, un divorț, o despărțire, un înșelat, o daia, probleme în carieră, sus, jos, iar, de sus, ai coborât, n-ai mai avut succes, după aia iar ai construit. La un moment dat, noi învățăm din suferință, din păcate. Normal, n-ar trebui să învățăm din suferință. Și... fiecare experiență negativă pe mine m-a învățat, am încercat să iau partea, nu știu, partea pozitivă din fiecare experiență, pentru că dacă luam partea negativă, nebuneam, o luam raznă și poate o luam, nu? Dar când mi s-a întâmplat ceva negativ, am încercat să schimb perspectiva și zic, ok, de ce mi s-a întâmplat asta? Am atras chestia asta. Cum? Cu gândurile mele, vibrația mea n-a fost bună, cu ce am greșit și eu, cu ce a greșit persoana sau situația, ce s-a întâmplat în situația respectivă. Ce învăț din chestia asta? Cu ce mă ajută pe mine în dezvoltarea mea personală? Și fiecare situație negativă m-a adus pe mine în acest punct. Deci, practic, e vorba despre un mod de gândire sănătos. E o discuție cu tine însuți pe care tu o ai. Da. Pentru că aici cred că e de fapt toată discuția. Sunt foarte multe denumiri pompoase.
Și atunci, cred că traducerea asta, eu îți spun ce am înțeles eu din ceea ce mi-ai povestit, da? Părerea mea e că e vorba despre un mod de a gândi sănătos. Da. E vorba despre a căuta în primul și în primul rând soluțiile acolo unde îți sunt real cel mai la îndemână, adică la propria ta persoană. Exact. Și să vezi ce poți faci tu ca să dai vina pe alții. Ok. Da. Și pe lângă chestia asta să nu-ți lași viața ghidată de gânduri nasoale, exact, care îți pot crea și alimenta la rândul lor, evident, stările nasoale. Exact. Cu cât tu ai gânduri negative și cu cât privești o situație negativ, cu atât tu vei atrage, fie acea situație se va răutăți, fie vei atrage over and over again același pattern, aceiași oameni care vor face același lucru până când tu te înveți minte și până când tu rupi acel pattern. Dar tu n-ai avut niciodată instinctul ăsta sau momente în viața ta în care externalizai vinovăția către oricine când și orice tânăr, altceva așa faci. Față de tine? Da. Când ești tânăr, evident că așa faci. La 20 ceva de ani, normal. Și după aia când vezi că ți se întâmplă over and over again același lucru, zici, da, dar stai că acum e altcineva. Înseamnă că tu energetic, tu trebuie să înveți ceva și tu nu rupi paternul. Iar paternul ăsta este, din păcate, în copilărie, făcut de cum percep tu ca și copil. Adică tu ca și copil ai nevoie de niște, ai niște nevoi emoționale. Și poate na, îngrijitorii tăi, care sunt ei, bunicul, bunica, mama ta, așa, în momentul respectiv nu-ți pot da ție din diferite motive, nu neapărat că intenționat. Mm-hmm. Nu-ți pot da ție atenția sau afecțiunea de care ai tu nevoie atunci. Iar tu ca și copil, ții minte că noi când suntem copii, toate obiectele astea le vedem mari. Ok. Le vedem mari. Cu cât creștem, masa asta nu mai e la fel de mare. Așa vedem și situațiile. Mm. Întâmplările din jurul nostru, noi le vedem dramatice când suntem copii. Le vedem, vai, se certa mama cu tata, vai, nu mi-a dat atenție, nu m-a băgat în seamă, am venit de la grădiniță cu aia și nu m-a băgat în seamă și nu m-a apreciat și nu știu ce. Noi le vedem huge. Și atunci se formează deja în subconștient paradigmele pentru viitor. Și în funcție de amintirile alea, tu mai departe îți construiești viața. Și apoi când vine cineva în viitor, în prezent, și ți-a face același lucru, ca și îngrijitorul tău, ca și părintele tău, tu suferi de două ori. Suferi poate 90% trecut, 10% prezent. Dar tu, nefiind conștient de raportul ăsta, tu dai vina pe persoana din prezent. Și zicea, păi tu mi-ai făcut. Când tu, de fapt, suferi o traumă de atunci, când totul ți se părea enorm și se părea tot o dramă. Și dacă nu ești conștient de toate lucrurile astea pe care le afli din teorie, la terapie, citind, trecând prin ele, tu nu poți să vindești toată viața ta, vei da vina pe alții. A, păi ăla de vină. Eu uite cât sufăr acum. Ăla m-a făcut să sufăr. Când de fapt n-are nicio legătură, ăla doar a apăsat un trigger. Tu ai aici o rană, o bubă și ăla a venit și a făcut atâta. Stai, ce e de desubt? Du-te în trecut și vindecă-ți ce ai tu în trecut, că nu e ăla responsabil pentru problema ta din trecut. Și atunci ce faci? Cu mintea din prezent, te duci înapoi în trecut la copilul respectiv, în aceste meditații. Și spui, vezi că masa asta nu e așa mare cum ai văzut-o tu. Situația nu e atât de neagră. Și persoana respectivă n-a făcut nimic intenționat. Când nu ți-a dat atenție sau iubire sau avea, așa era momentul ăla, avea alte probleme, n-a fost nimic răuvoitor. Și că de fapt părintele tău te iubește. Și uite, masa asta de fapt nu e atâta, e atâta. Hai să o vedem așa, vrei? Și tu vorbim cu tine, toată perspectiva ta, totul din trecut se schimbă până în prezent. Înțelegi? Și apoi tu dai alte conotații și alte perspective la toate întâmplările negative care s-au întâmplat în viața ta. De okay. exemplu, cum privesc eu acum această relație de 8 ani cu Cheo, da? Eu acum, după tot lucrul acesta cu mine, eu privesc altfel față de cum o priveam acum când ne-am despărțit. Mm-hmm. Când te despărți și mă, e o dramă, vai ce ți-a făcut ăla. După, în timp, știi, când lucrezi cu tine și așa, îți dai seama că era totul în mintea ta. Și, categoric, da. Și că așa ai privit-o atunci, ți se părea tot o dramă, ți se părea tot atât de grav. Și de fapt nu e așa. Ceea ce în popor și în înțelepciunea populară se numește faptul că timpul le vindecă pe toate. Dar real vorbind, despre asta e vorba. Practic creierul începe să capete perspective obiective cu cât se îndepărtează de situația cu pricina. Pentru că dacă ești implicat în momentul respectiv, da, categoric tu da, dar vezi mult mai restrâns. În momentul în care tu schimbi mecanismele astea de gândire și schimbi un pic paradigmele din subconștient, când ți se mai întâmplă o chestie asemănătoare,
tu nu mai faci dramele de atunci, nu mai privești situația așa, nu mai suferi așa, ești pregătit pentru ceea ce vine. Și nu mai e personal. Dacă tu acum mă rănești pe mine, nu știu, noi doi suntem într-o relație de iubire și tu mă înșel mâine sau mă rănești sau pleci, eu nu mai sufăr pentru că îmi știu valoarea și nu mai mă desconsider pe mine. A plecat că eu nu sunt suficient de bună. Nu, a plecat pentru că are drumul lui și pentru că are viața lui și are altceva de făcut. Și dacă nu mă apreciază, e problema lui, nu a mea. Înțelegi? Gândești altfel. Pentru că tu îți știi valoarea ta. Asta e într-adevăr un mod foarte sănătos de a gândi și o înțelepciune la care cred că majoritatea oamenilor nu pot ajunge deodată, trebuie să ajungă treptat. Și prin suferință ajungi. Și cred că și atunci când ajungi la înțelepciunea respectivă, totuși, în momentul în care se întâmplă situația, tot ai scăpări. Până ajungi să vorbești cu copilul din tine, exact. Până te duci discuți cu el și spui, băi, stai liniștit, că nu e chiar așa. Reacția e în corp. Exact, și explic. Și te poate costa. Traumele sunt în corp, corpul ține minte și în momentul în care cineva îți apasă acel trigger, instant te duci acolo, în anxietatea respectivă. Și trebuie să respiri, să-ți iei timp și să-ți pui, să vorbești cu tine, și să, dar în primă fază, te duci acolo. Care e cea mai mare frică ta acum, de exemplu? N-am nicio frică acum. Iau totul așa cum vine și îmi place să fie totul necunoscut. Înainte vreau să aveam free control. Și vreau să știu ce urmează să se întâmple. Trebuie să fac aia și să știu eu sigur că se întâmplă aia. Nu, acum las viața să mă surprindă. Ok. Vezi că poate să te surprindă foarte... Nu, nu are cum să mă surprindă negativ, pentru că vibrația mea e alta. Încerc să explic de vibrație și energie și tot. Cu toate astea, lasă-mă să pun la îndoială faptul că dacă ai fi înșelată, acum ai reacționa super lejer în legătură cu situația. Nu, dacă aș fi, aș pleca cu zâmbetul pe buze. N-aș mai sta. N-aș mai suferi cum am suferit în trecut. Era chiar un refren de la Vali Vigilie. Aș pleca, dar mă ține în loc ceva. Nu. Nu înțeleg ce vrei să zici și sunt de acord cu tine. Mai toți oamenii suferă sub o formă sau alta și trebuie să privești cu compasiune. Deci dacă cineva face ceva, înseamnă că îi lipsește ceva și că e într-o căutare. Și atunci dacă privești cu compasiune și nu mai faci despre tine, nu e despre tine, nu mai e personal. Înțelegi? Nu mai e vina... Egoismul ăsta e boală grea de aia. Asta e greu de rezolvat. Dar, într-adevăr, mi se pare că chestia asta e o treabă foarte sănătoasă în ceea ce te privește și e limpede că explică puterea ta de a merge mai departe de fiecare dată, indiferent de impedimentele pe care le-ai avut. Asta o dată. A doua oară, legat de traumele copilului Andreea Bălan, cred că, pe de o parte, momentele în care tatăl tău tot cerea lucruri de la tine și tu voiai să-i demonstrezi și să-i arăți că poți performa, cred că acelor momente li se datorează oarecum succesul pe care tu l-ai avut și evident că și conștientizările pe care le ai astăzi. Pentru că probabil dacă n-ai fi trăit lucruri la o intensitate atât de mare, precum succesul fenomenal cu Andrei, decăderea cu Andrei, dansezi pentru tine, relația cu Cheo, alte relații de iubire, doi copii, divorț și așa mai departe, n-ai fi ajuns în punctul în care să poți să faci o radiografie atât de complexă a unor lucruri atât de mari. Nu, stăteam și mi-am făcut scenariu dacă, de exemplu, banii din Andrei nu se cheltuiau și se cumpărau la vremea respectivă terenuri și așa, eu aș fi fost o fetiță de bangata care n-ar fi avut cariera pe care o am acum. Pentru că n-aș fi avut de ce să lupți. Din greutăți vrei să lupți. Atunci când ai greutăți, atunci când n-ai ce mânca, atunci când vrei să faci, să ai, atunci și faci. Când ai, nu mai. Și asta e, într-adevăr, o lecție și ea în sine și cred că e și o treabă de motivație, pentru că, într-adevăr, așa e. Adică astea nu sunt niște lucruri aruncate în vânt, că toată lumea ar putea veni acum să spună, zic, da, domne, e ușor să vorbească, că uite din ce poziție vorbește ea. Dar ea să nu mai fie ea acum așa, mai poate să mai ia de la zero, da, că a mai putut. E evident că mai poate, încă o dată și încă o dată și încă o dată.
Și am nu se înțelege că sunt așa în vibrația asta non-stop. Zile și zile, dar e o disciplină mentală și aici. Când am o zi mai proastă sau când cineva mă supără, lucrez cu mine. Lucrez cu mine să nu iau personal. Mm-hmm. Asta e foarte important, să nu iei personal, pentru că atunci îți cazi tu valoarea ție. Și lucrez cu mine, meditez, mă gândesc, mai vorbesc cu un prieten, o prietenă, mai ascult un sfat din exterior. E foarte important să asculți din exterior, pentru că tu, da, în interior te vezi și e important. De exemplu, la un moment dat, când am vrut să trec peste o despărțire, și nu peste despărțirea de fostul meu soț, că așa a scris toată presa, peste altă despărțire. De viitorul? Nu. Okay. Nu, că vezi, eu povestesc niște chestii și apoi presa le asociază cu diferiți oameni și de asta nu prea-mi place de multe ori dau exemplu. Ok. Deci e vorba despre altă despărțire. Altă despărțire. Ok. Mi-am făcut un grup de suport emoțional. 4 prieteni și în fiecare zi vorbeam cu unul dintre ei și se făceau prin rotație. Și e foarte important să te bazezi pe prieteni atunci când ai nevoie, să ceri ajutorul. Că așa tu, dacă stai singur între patru pereți și stai acolo în suferința ta, nu, îți trece mai greu, îți faci filme. Așa oamenii din exterior văd altfel și te ajută. Și e important să ceri ajutorul, fie prietenilor, fie unui psiholog. Da, aici cu asta pot să rezonez foarte tare. Există oameni, de exemplu, care nu... Nu cer ajutor. Nu cer ajutor. Bărbați în general. Și nu asta. Numai că nu cer ajutor, dar în momentul în care tu, considerându-te mai inteligent sau doar văzând situația mai obiectiv, pentru că nu ești implicat în ea, în momentul în care vrei să oferi ajutorul respectiv, oamenii cu pricina nici nu-l acceptă de regulă. Da, trebuie să știi să accepți ajutor. Să ceri și să accepți. Da. Și de aceea poate e important să rogi mai mulți oameni, pentru că au perspective diferite. Și de vârste diferite, cu experiență diferită. Pentru mine e foarte interesant să vorbesc cu cineva de 20 de ani, cu cineva de 30, de 40, pentru că altfel vorbește experiența de viață în fiecare. De tu întotdeauna ai avut chestia asta? Adică instinctiv ai fost deschisă către oameni și să vorbești deschis despre anumite lucruri? Da, de multe ori, din păcate, am fost foarte influențabilă, da. Pe partea asta emoțională, adică pe carieră am fost construită ca un roboțel care întotdeauna știu ce trebuie să facă și ca un buldozer, dar pe partea emoțională, pentru că nu am avut timp să investesc timp să mă dezvolt pe partea asta, am fost influențabilă și dacă venea cineva și îmi zicea ceva, poate așa ar trebui să fac. Adică nu gândeam prin filtrul meu. Mm-hmm. Și nu e bine, trebuie să te cunoști. Asta e și unul dintre riscurile care vin la pachet cu, adică, n-am și deschiderea asta să de fiu... vorbi cu toată lumea. Da, n-am și niciodată să fiu pervers, așa, să fiu, să mă gândesc eu cum zic chestia asta și te rănesc. Eu ziceam ce gândeam, sunt foarte onest, așa, sincer, așa, acum, nu știu. Nu știu să joc, să fiu așa alunecoasă. Deci ai vrea să faci asta? Nu am în mine, știi, și nici nu cred că nu e bine, pentru că dacă tu ai face lucrurile astea și atragi oameni care îți fac aceleași lucruri și atunci, evident, da. Atunci nu atragi ceea ce trebuie pentru tine. Dacă tu vrei o relație sinceră cu cineva de iubire sau de prietenie, trebuie să existe acea conexiune sinceră și reală. Așa, dacă umbli cu tertipuri din astea, nu o să se formeze acea relație. Niciodată, adică astea sunt niște reguli clare de care, mă rog, lumea nu prea se convinge decât pe propria piele, indiferent cât de multe exemple ar fi. E astea clasice, nu există, de exemplu, infractor fericit. Nu se poate așa ceva, oricât de mulți bani ar avea, oricât de, nu știu. Nu există om care să înșele într-o relație și să fie fericit în relația respectivă. Da. Că nu se poate, adică da. Când ori faci cu amanta, ceva... ori cu soția, ori cu soțul, ori cu amantul, undeva e prost. Ți se întoarce. Clar. Și se întoarce treaba. Se întoarce, da. Și cam cred că despre asta e vorba. Cred că e vorba despre a încerca să fii tu așa cum ai vrea să fie și se și cerne. Da, se și cerne și cine te acceptă și te iubește așa cum ești. Și mai bine, dacă cineva nu vrea să fie în viața ta, îți face ordine naturală. Și cred că aici, iată, ca o sinteză personală pe care eu o fac după discuția asta, e explicația și pentru longevitatea carierei tale, pentru faptul că de atât de mult timp publicul te iubește, pentru faptul că tu, la rândul, ți-ai respectat foarte mult publicul prin tot ceea ce ai făcut și ai tratat toată chestia asta cu seriozitate. Da. Cu siguranță că și în plan personal vor exista foarte multe momente în care vei avea de primit niște răsplată, pentru că deja plata a fost făcută în avans.
Și atunci, da, tot ce pot să-ți spun e că pentru mine discuția asta a fost una dintre cele mai mișto pe care am avut-o. Mă bucur foarte mult, în primul și în primul rând, pentru faptul că am atins niște puncte pe care nu m-aș fi gândit vreodată că o să le ating în podcastul ăsta. O dată și a doua oară îți mulțumesc pentru inspirație și pentru ceea ce transmis tu către oameni, pentru exemplu Andreea Bălan, care cred că ar trebui să fie luată în calcul de fiecare dată atunci când cu toții ne găsim și ne căutăm scuze. Să nu facem aia că nu știu ce, da, dar n-am făcut că n-a fost contextul, că nu știu cum, că nu știu ce. Ați pierdut ceva, mergeți. Nu, de multe ori n-ai chef, dar trebuie să faci împotriva lipsei de chef. Asta înseamnă disciplină. Disciplina nu e când, acum am chef să fac sport și acum n-am chef și nu mai fac. Nu, chiar dacă n-ai chef, trebuie să faci. În fiecare seară, faci. Ceea ce e greu, vă spun eu, dar nu e imposibil. O vedeți la Andreea Bălan. Și așa, probabil, e explicația succesului pe care cu toți îl căutăm, dar depinde și cât de mult suntem dispuși să tragem și să muncim pentru ceea ce ne dorim. Andreea, îți mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc, a fost frumos. Mulțumesc pentru flori și vin. În primul și în primul rând, eu îți mulțumesc pentru prezență. Despre asta e cea mai mare bucurie. Și în al doilea rând, îți mulțumesc foarte mult pentru toate lucrurile pe care ai fost deschisă să le punctezi, fiind convins că pe niște oameni, cu siguranță, aceste lucruri îi vor ajuta. Sper. Dacă v-a plăcut, în primul și în primul rând... Subscribe la Andreea Bălan. Așa, în fiecare luni la ora 9 e vlog nou cu peripețiile mele. Pentru că pe Facebook și pe Instagram deja are toți, da, urmăritori. Și pe TikTok. Mai e acolo, doar să vă aduceți aminte că i-ați dat cândva follow, că sigur i-ați dat. Să urmăriți îndeaproape. Ne vedem sâmbătă seara la Te Cunosc Undeva. Așa. Și din ianuarie la America Express. La Antena 1. La Canal D. Nu. Și din ianuarie, marea experiență America Express. Acolo o să aveți, o să mă cunoașteți și mai bine și o să fie revelator. Să vedeți acolo cum îți crească view-urile la podcastul ăsta, că așa au crescut și la Cuza când a plecat în investiție cu cap. Da. Să crească pe două sezoane. Doamnelor și domnilor, dincolo de toate, vă mulțumim tare mult. Nu uitați să urmăriți pe Andreea și să fiți cu ochii pe activitatea ei, pentru că orice activitatea ei este șmecheră. Și Te Cunosc De Undeva, emisiune foarte șmecheră, America Express clar va fi foarte șmecheră, deci aveți toate motivele. Pe de altă parte, pe mine, dacă doriți să mă urmăriți, știți unde mă găsiți. Like, share, subscribe. Dacă v-a plăcut, distribuiți prietenilor. Dacă nu v-a plăcut, dușmanilor, pentru că ei vă poartă pică, dar n-au valoarea voastră. Dacă doriți să ne susțineți și să vă bucurați și de conținut exclusiv, doamnelor și domnilor, alăturați-vă devenind membri ai acestei comunități apăsând butonul de join, unde găsiți trei tipuri de abonament la care vă puteți, pe care le puteți accesa. Iar dacă doriți să colaborizăm, există o adresă de mail foarte frumoasă pentru care îți plătește domeniul contact@raduțibulca.ro. Domnul Măciucă vă va răspunde foarte repede și foarte prompt la toate solicitările. Asta e porecla. Nu e ăla de la Antena 1. E Karim, zis Măciucă. Că dacă el îl cheamă 7 nume, am zis Măciucă, gata, că e mai simplu. Și e românesc. Așadar, vă mulțumim tare mult și vă pupăm.